Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Ca niciodată, sau bine nu, ca de mult Cu foarte multe emoții Și eu și Sergiu avem aici un pic de emoții Pentru că nu am mai înregistrat de ceva vreme da, salutare. Și există niște motive destul de bune Pentru care nu, nu am apucat să înregistrăm Dar o să ajungem și la ele Și o să ne povestească un pic Sergiu, Sergiu mai încolo Înainte de toate, hai să facem un pic de bucătărie internă Pentru cei care uh, ne ascultă Acum, după foarte mult timp, am făcut o pauză de aproape două luni, cred, și uh, în pauza asta am, am studiat, recunosc, și am, uh, am încercat să uh, să acoperim un nou subiect. Pe care o să începem într-o serie uh, de asta și noi planificăm să răm trei episoade, ceea ce înseamnă că minim 5 minim episoade o să iasă, dar vedem exact despre ce e vorba. Pentru ceilalți, ceva ce există nu poate vi, a, ajunge cu întârziere, deci nu există ca acest podcast să, să fie întârziat. În orice caz, și lor le cer scuze pentru întârziere și eu sper că o să merita. Da, prima chestie. Sergiu, fac... Sergiu, înainte. Hai să nu uităm planul nostru. Primul lucru. Am făcut ceva... Greșeli importantă în podcastul anterior. Nici nu se pune problema. Am fost de-a dreptul impecabil data trecută. Exact. Perfecțiunea nu există, cu excepția episodului anterior. Băi, turul trecut am fost într-un tărâm al ideilor, pentru că Marcus Aurelius, de fapt, de acolo a pornit toată, toată digresiunea aia noastră. Mm -hmm. Și ca să-mi fac puțin încălzirea, aș putea să spun, apropo, sunt conștient că urmează un episod din ăsta unde va trebui să ne punem puțin, puțin mai mult mințile la contribuție uh, și o să-i salut doar pe ascultătorii noștri, nu și pe neascultători. Pentru că dacă îi i-aș saluta pe cei care nu ne ascultă, aceștia neascultându-se oricum nu ar ști. Înțelegi? Și gestul meu ar fi complet inutil. Adică e ca și cum nu i-aș fi salutat. Așa că mai bine nu-i salut că n-are rost. Și da, asta ca să facem trecerea de la istorie la, la filozofie. Cum ai spus și tu, e greu un pic după două luni de inactivitate podcastuală, încercăm și noi să ne, să ne intrăm în ritm și, da, ne emoții. avem un pic emoții, dar suntem, da, sunt, da. suntem convinși că sunte, sunteți alături de noi și o să, o să facem față cu brio Primul lucru pe care, adică următorul lucru pe care vreau să-l facem, este clar să vorbim despre oamenii care au ales să ne, să ne sprijine, să ne dea câte o cafea, ca să putem să vorbim cu un pic mai multă vervă la, la acest podcast. Și, chiar dacă a fost o pauză destul de lungă, și noi n-am mai produs nimic în materie de podcast, îi salutăm pe Alexandru Burcă, Ștefan Mardale și Mihai Berbec, că s-au alăturat celor care ne sprijină cu donații prin Patreon. Uh, pentru cei care vor să facă patreon.com slash podcast de istorie Vă așteptăm acolo Din păcate nu, nu reușim să producem mai mult conținut pe care să-l punem acolo Din când în când poate o să producem ceva nou Nu promitem niciodată însă pentru că ne este suficient de dificil să producem podcastul așa cum este acum Deci oricum mulțumim celor care decid să ne cumpere o cafea în, în felul ăsta sau să ne ajută un pic pentru că Sergiu nu bea cafea și atunci să, să ne ajute un pic să ne mai scadă nota de plată la, la librării. Și uh, da, o să o să mergem un pic mai departe acum. Da, mulțumim, Sergio, mulțumim și join da. the Club. Uh, welcome to the Club, da. Sergiu, zine ce s-a întâmplat. A, ah, da. Uh... Ok, am stabilit înainte că mă lasă, Dorinț, să, să vă explic puțin. Nu e nicio scuză, vreau doar să, să vă explic puțin ce am făcut în astea două luni. Uh, și vi le spun pentru că foarte multă lume s-ar putea să nu le știe și mă gândesc că ar fi bine să să le știe. Uh, în învățământ unde lucrez eu, în perioada asta, iunie-iulie, se dau tot felul de examene. Ați auzit, da, evaluare națională, bacalaureat... Uh titularizare definitivat. În fine, sunt examene și pentru copii și pentru profesori, și pentru cei mari și pentru cei mici. E după aceea comisia de înscriere la liceu, introducem opțiuni, contestații, toate astea, dar pentru fiecare examen, pentru fiecare etapă în parte, se formează câte o comisie. Și comisia asta e formată din oameni, da, președinte, vicepreședinte, tot felul de membri. Eu am făcut parte din multe din aceste comisii e nevoie de niște oameni cât de cât instruiți, pricepuți, da, subiectele ajung într-un mod din ăsta informatic securizat. Ele trebuie printate, multiplicate, duse, puse în plicuri, duse prin clase, mă rog, peste tot în clase, la comisii e obligatorie supravegherea asta audio-video. Trebuie să te asiguri că e prins pe în cadru, îți merge microfonul, ai spațiu de stocare, totul e în regulă și așa mai departe. Se iau subiectele, dar vă explic chestiile astea pentru că, de fapt vă spun la sfârșit de ceva, vi l-am explicat așa un pic mai detaliat Se iau alea, se duc la ISG, se duc după aceea în alt județ pentru că nu se mai corectează în județul de reședință A, Au făcut din nou chestia asta în care da, da. fac schimb de județe? Iarăși da. dacă urăște cineva județul Brașov... Exact, exact. La altă comisie, de exemplu, uite, eu la evaluare națională am fost la comisia de evaluare. Au ajuns subiectele din Sibiu la noi. Au ajuns 3600 de lucrări, 3300 la română, 300 la germană. Și avem acolo, da, avem un program special, introducem notele, ordonăm alfabetii lucrările, deci fizic, credeți-mă, e o lucrare din asta aproape sisifică, foarte migăloasă, să aranjez atâtea lucrări în ordine în ordine alfabetică a numelui elevului și nu înțelegeam de ce. Uh, pentru a fi mult mai ușor de extras după aceea lucrările care sunt contestate. De obicei 10% din elevi depun contestații și atunci ai nevoie să le scoți și să nu te mai uh, da să pierzi timpul atunci. Se lipesc niște hârtie albaste și așa mai departe, dar de tot felul nu mai continuă. Acum ați înțeles ideea, tot felul de mici chichițe, tot felul iar supraveghere, audio, video, vin, Vin o grămadă de corectori, vin profesorii evaluatori Gândiți-vă cât trebuie să vină ca să corecteze toate lucrările astea Și așa mai departe Toate detaliile astea, toată, toată logistica Că detaliile astea de fapt țin, țin, țin de logistica examenelor Pe care și părinții și nu știu, majoritatea populației Nu o vede, -a, nici măcar nu o percepe Dar nu-și dă seama că există, că e nevoie de această logistică E, e ca la un război, că suntem la, la potiesul de istorie Am mai spus noi chestia asta fără o logistică foarte bine pusă la punct, toată campania poate fi un dezastru. Traian Săracu, Săracu a pregătit 2-3 ani da, campania din Dacia ca să se desfășoare cum trebuie. Și eu asta fac în învățământ. Mă, mă ocup de logistica asta informatică, de primi subiecte, de supraveghere, de introdus note, opțiuni, făcut statistici și așa mai departe. Și mă asigur că nu se întâmplă uh, dezastre, gen, nu știu, dezastrului, uh, Lisimah atunci când l-a atacat pe Dromiheta și așa mai departe. Eu sunt, eu Logi sunt omul logistica din. Logistica e practic chestia aia care se vede doar în momentul în care eșuează. Exact. eu mă mulțumesc să fiu omul din umbră, dar un fel de mecena a gripa, dar îi las pe Octavien să iasă în față. Eu sunt omul. Na, dar fără mine, fără mine să știți că laurea urea victoriei ar fi pe capul lui Marcus Antoniu și al Cleopatrei. Deci, da. <laughs> am și, înțeles. Deci, și tu ții cu. Cu ea, Da, bă. și aici, într-adevăr, mai e o chestie: că mai aveam, mai aveam, recunosc, două-trei zile libere între comisii. Dar pentru mine e complicat să mă, să mă reorientez, să mă, să mă recalibrez complet spre alte subiecte. Așa că am preferat să amân episodul ăsta, mă rog, cu acordul lui Dorin, evident. Până când voi avea și timpul și disponibilitatea mentală pentru altceva. Pentru că, o să vedeți, e, e altă mâncare de pește. Deci, filozofia asta față de istorie este cam altă mâncare de pește. Sunt și multe chestii asemănătoare, dar suntem într-un domeniu al ideilor pure. O să vedeți un pic. Na. Și cu asta sper că m-am făcut înțeles și na, vă mulțumim încă o dată pentru, pentru răbdare, pentru bunăvoință și pentru susținere. Oricum, din punctul meu de vedere, nu cred că e nevoie de scuze la. Dar... Uh, mie mi-a plăcut să, să te aud să povestești un pic lucrurile astea pe care le faci, pentru că știu că se vorbește foarte mult, că, de exemplu, învățământul de stat e făcut prost și așa numai că există totuși pentru a avea niște lucruri care funcționează, există niște oameni care totuși trebuie să facă niște lucruri și să, să, mun să muncește suficient de mult și în învățământ. Nu doar, nu doar, în partea asta administrativă, în partea asta logistică, dar și în partea aia cu cadrele didactice, la fel. Din păcate, adică din păcate, din fericire cunosc suficient de bine zona asta încât să știu cât de mult efort este acolo și chiar și pentru un învățământ de care noi acum ne cam plângem așa de, de calitățile lui. Și, într-un fel, podcastul de istorie vine nu neapărat ca să corecteze ce face învățământul, ci să adauge un pic de informație peste. Și, de data asta, pentru că avem un subiect atât de important, o să intrăm într-un câmp pe care îl cunoaștem la fel de bine cum știam istoria acum 5 ani când ne-am apucat de podcast. Adică nu prea bine. Dar am început să să ne uităm peste el și să încercăm să înțelegem și sperăm că vă aducem, ca de obicei, o variantă digerată, trecută prin, prin filtrul minții noastre Și sperăm că o să vă ajute și pe voi, așa cum o să ne ajute și pe noi, zic eu, pentru că deja simt că lucrurile sunt suficient de interesante încât să-mi doresc să citesc mult mai mult pe, pe subiectul ăsta Într-adevăr, nu avem în continuare cunoștințele de partea noastră, dar măcar avem experiența de partea noastră exact. în, în ăștia cinci ani. Da, exact. Ce o să facem în, în această episoade? O să discutăm despre cuvinte complicate, precum epistemologie, pe care o să le explicăm și pe care chiar o să ajungem să le folosim la un moment dat, fără să ne bufnească râsul în momentul în care încercăm să le anunțăm. Așa că, hai să-i dăm drumul. Primul rând, ce este filozofia? Hai să începem de acolo, ce este filozofia și uh, și să vedem încotro ne ducem. Deci, filozofia, destul de simplu, vine filo, uh, uh, Filo care este dragoste de ceva și Sofia care este înțelepciune, deci filozofia este dragostea de înțelepciune. Și acum, mm. pentru că asta nu e suficient, pentru că asta e doar un nume care, uh, care este asociat cu subiectul ăsta, avem și o definiție un pic mai complexă, și anume asta am găsit-o pe, pe site-ul Catedrei de Filosofie a Universității din Florida. Deci, așa, filosofia e activitatea oamenilor, prin care aceștia încearcă să înțeleagă adevăruri fundamentale despre ei înșiși, despre lumea în care trăiesc despre relația lor cu lumea și cu cei din jurul lor. Cei care studiază filosofia sunt într-un permanent dialog, își pun întrebări, caută răspunsuri și dezbat de la cele mai simple la cele mai complexe întrebări. Da? Asta este definiția pe care o dau ei și mi se pare că e una foarte potrivită, adică mi e concisă și suficient de uh, dibace cât să explice cam ce este filosofia, nu? Hai să tăia un pic, așa, pe, prin învăluire cu, cu puțină dialectică. Uh, ok, definiția etimologică pare, pare simplă, cum ai spus și tu, cu iubirea de înțelepciune, e ok, dar vei vedea sensurile acestei iubiri, sensurile, interpretările acestei înțelepciuni, misterele acestei științe sunt extrem de, de dificil de înțeles, de, de descoperit. Adică, chiar și iubirea asta e mai cu skepsis pentru că grecii. Grecia aveau mai multe cuvinte pentru, pentru acest sentiment. Era iubire spirituală, era iubire biblică, era iubire platonică. O să vedeți la la greci. e și eros, e și agape, e și uh, această filia. Nu stau acum să despic uh, făr, uh, firul de păr în patru, noi o să-l despicăm doar în două, dar o să vedeți că noi vă tot promiteam, când vom ajunge, poate, când o să ajungem la creștinism și vom discuta atunci a traducerea uh, Vechiului Testament din ebraică în grecească, o să vedeți câte sensuri ale iubirii, câte nuanțe ale iubirii sunt și acolo. Deci, da, filozofia e, e ok. Uh, încă ceva. Au fost gânditori care au văzut filozofia ca uh, un mod din ăsta foarte elegant de a exprima ceea ce este, ca fiind ceea ce este. Adică uh, și filozofii greci au o viziune extrem de, de apreciativă la, la adresa filozofiei. Uh, și unii care. Nu au văzut-o chiar așa. Adică, uite, Platon spunea că multe din experiențele trăite de oameni pe acest pământ sunt doar o iluzie, da? Mm -hmm. Și că realitatea adevărată poate fi descoperită doar prin filozofie. Așa zicea el, da? Trebuie să ne desprindem din lanțurile astea ale iluziei și să. mă rog, o să ajungem la, la mitul peșterii, o să vedem acolo ce și cum. Kant, deși iată că de acum, vă spun niște filozofi despre care nu o să discutăm ca să nu avem vorbe la proces. Can spunea o chestie foarte tare, da, să nu mă certe dorin că anticipez acum. Da. Deci, fiate, domeniul ăsta al filozofiei, ci că poate fi redus la câteva întrebări mari și late, exact cum ai spus tu cu catedra aia americană. Kant zice așa, bă, ce pot să știu? Ce pot să știu eu în mod real ca om? Adică, cum, cum determin eu că cele ce sunt chiar sunt ceea ce sunt? Ok, după aia, ce trebuie să fac, având în vedere că știu ceea ce știu, Uh, ar trebui să mă influențeze pe mine chestia asta? Adică e utilă informația asta la ceva? Și după aia, uh, ce este omul? Adică având în vedere că știu anumite chestii, uh, fac anumite chestii care sunt determinate din ceea ce știu, uh, bă, mă reprezintă chestiile astea, mă reprezintă pe mine ceea ce știu și ceea ce fac ca individ? Foarte tare. Bine, Bertrand Russell, de exemplu, spune că filozofia e o mizerie. Mă rog, nu spunea. spune așa. Spune, spune că e un rezidu. Spune că e un rezidu al celorlalte științe uh -huh. și are un argument foarte logic pentru chestia asta. Spune că, bă, toate celelalte uh, științe în timp, că ăsta a trăit în secolul 20, în timp au confirmat sau au infirmat într-un mod mult mai elogvent toate... Uh, toate ideile, toate tezele pe care le-a le -a, uh, generat filozofia. Uh -huh. Și mai e Emil Cioran, e favoritul meu, spune că bă, filozofia nu e de niciun ajutor. Da, el zice că, uh, de fapt, el zice că filozofia eșuează în fața morții. Adică nu ne poate scăpa de disperarea aia de dinaintea ultimei clipe. Asta spune. Pe de altă parte, vine Socrate. Și zice, bă, din potrivă, filosofia ne pregătește pentru moarte și ne învață nu doar cum să murim într-un mod onorabil, ne învață mai ales cum să trăim în mod onorabil. Exact. Da, da. Uh, și e foarte important că te-ai oprit cu Socrate, pentru că mie mi se pare că Socrate, de fapt, Platon, da, Socrate, este până la urmă considerat marele gigant al filozofiei. Care o să fie folosit ca punct de referință pentru, pentru tot ce urmează, evident, nu pentru cei care sunt înaintea lui. Da, a fost cam greu, dar dar pentru toți cei care urmează o să devină un punct de referință uh, prin, uh, da, prin, uh, prin puterea gândurilor lui. Categoric, categoric. Eu prin exemplele astea am vrut doar să vă arăt că. În mod real nu putem cădea de acord nici măcar în legătură cu o definiție aparent simplă, dar mm -hmm. o să vedeți, dar rămite cu niște chestii ceva mai complicate, mult mai complicate pe care o să le discutăm. Așa că eu, eu cel puțin, eu nu o să emit judecăți de valoare în legătură cu ce gândesc unii sau alții. Eu nu o să spun, bă, Tales a zis ceva de bine, ăla... A zis ceva adevărat, ăla a zis ceva inutil. Adică nu o să judec uh, lucrurile astea în termeni ăștia, bine rău, adevărat, mm. fals, util, inutil. Că uh, Nu cred că despre asta e vorba. Noi, eu o să vă spun, cum a zis și Dorin de fapt mai devreme, noi o să vă spunem doar uh, nici măcar ce gândesc și ce am înțeles noi din ce, din ce am citit și din ce gândesc ei. Da. Dar are legătură cu noi, în primul rând, nu cu ei. Exact, exact. Deci, asta e, e punctul cel mai important și de-asta de cumva ca să înțeleg, pentru că și, și uh, pentru mine și pentru, cred, foarte mulți din cei care ne, ne ascultă și pentru foarte mulți oameni în general, filozofia pare o chestie intangibilă, greu de abordat, greu de înțeles, greu de jonglat cu ea și cei care o practică au un nivel de gândire superior. O să vorbim despre cine face filozofie, dar înainte aș vrea să dau câteva ramuri, să vorbesc un pic despre câteva ramuri ale uh, filozofiei pentru a explica un pic mai în detaliu, ca să terminăm practic cu zona asta de definiții, să să explicăm un pic mai în detaliu cam, ce, uh, cam cu ce se ocupă filozofia pentru că uh, cu tot respectul față de Kant, mie mi se pare că e insuficient ce, ce a zis el. Și, de, acord, de, acord. de exemplu, tot poeții, ăștia, care până la urmă sunt de profesie, nu? Ăștia de la Universitatea din Florida, au o împărțire cu întrebările esențiale ale filozofiei Și ei dau practic patru ramuri ale filozofiei. Metafizica, epistemologia, etica și logica. Și o să ajungem în momentul în care folosim cuvinte de astea mari, așa cum a fost dialectica, dar o să ajungem la dialectică un pic da. mai încolo. Uh, o să le explicăm un pic mai tare, uh, inclusiv uh, epistemologia acum. Deci, metafizica, prima. Metafizica e studiul uh, naturii realității, a ceea ce există în lume și în Univers. Uh, cum, cum este, care e natura Universului și cum este ordonat, aranjat. Și întrebările tipice metafizicii sunt în zona asta. Există Dumnezeu? Ce e adevărul? Ce este omul? Ce îl face pe om același în timp? Ce îl face, practic, individul să fie același, să fie o identitate? Universul este format exclusiv din materie sau există ceva mai mult? Deci, spiritul, de exemplu. Spiritul nu este material, dar chiar există, nu există și așa mai departe. Există minte ca suprastructura omului, care e relația ei cu corpul uman și există liber arbitru. Astea sunt practic niște întrebări care țin de metafizică. Cuvântul metafizică este un cuvânt foarte interesant. El provine, nu mai știu de la care, de la Anaxagoras cumva? Da. Că la Anaxagoras apare. Dar el practic înseamnă după fizică. Meta înseamnă după, practic, post-fizică. Numai că, deja asociindu-se metafizica, și există niște zvonuri că metafizica ar fi fost chestia care se învață după ce înveți fizica, metafizica este deja a căpătat un nou sens, nu mai este ce se întâmplă dincolo de, de partea fizică, e într-adevăr ceva mai mult, e practic un studiu. Na, cumva, cuvântul metafizică a primit o încărcătură ceva mai uh, mai serioasă. Așa. Așteptam că mi s-a părut că vrei să zici ceva, dar nu nu, vrei uh, să nu, zici. nu, 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 nu. Voiam să spun doar atât, adică să-l să -l absolv un pic pe cant de limitele mele exprimative, adică sunt foarte multe alte teme cantiene ilustre. Eu am luat doar trei cu titlul de exemplu, așa, adică omul a încercat uh -huh. și să simplifice pentru, pentru plebe, să zicem, pentru vulg. Dar Kant e mult mai profund de atât, în sensul Absolut. nu mă gândeam cum să... Da. Okay. Nu, 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 deci crede-mă, dau vina pe tine, nu pe Kant. Ah, perfect, gata, gata, să okay. Bun, epistemologia. Epistemologia, cuvântul, înseamnă știința cunoașterii. Epistemos parcă este cunoaștere, mă rog, o anumită formă și în principiu epistemologia... Este studiul cunoașterii, Preocupată cu ceea ce putem ști despre lume și cum putem cunoaște lumea. Întrebări: ce e cunoașterea? Cunoaștem ceva? Putem cunoaște ceva? Orice? Cum cunoaștem ceea ce cunoaștem? Și putem cu certitudine să afirmăm că cunoaștem ceva? Deci, practic, astea sunt niște întrebări care se întorc OK. Eu chiar știu un lucru, că, de fapt, asta e întrebarea esențială. Așa, următorul capitol, etica. Studiul eticii se referă la ceea ce trebuie să facă oamenii, care este cel mai bun lucru de făcut într-o anumită situație sau în, în general. În lupta cu această problemă apar tot felul de întrebări asupra binelui și răului. De exemplu, ce e binele, ce face acțiunile sau oamenii să fie buni, ce este corect, just, ce face acțiunile să fie corecte. Este moralitatea obiectivă sau subiectivă? Există ideea asta de moralitate obiectivă? Cum ar trebui eu, ca individ, să-i tratez pe ceilalți? Că, până la urmă, despre sine vorbești, nu vorbești despre cum ar trebui el să-l trateze pe celălalt. Asta este o uh, știință meditativă, e despre sine. Deci, e ok să întrebăm în sensul ăsta. Și, evident, uh, ultimul capitol, logica, care e o parte uh, importantă. Și care este necesară, zic, pentru toate, toate celelalte ramuri, este practic studierea naturii și a, a structurii argumentelor. Logicienii se întreabă ce înseamnă, ce este un argument, un fir logic bun sau rău, incorrect, cum determinăm dacă un fragment de gândire este corect sau nu. Dacă punând A și B împreună ajungem la o concluzie ce care este corectă, nu viciată de anumite lucruri. Și logica, logica cumva, din multe puncte de vedere, s-a transformat în ceea ce vedem acum ca fiind logica computațională. Dar evident, asta doar în momentul în care vorbim de lucruri care pot fi strict adevărat fals, sau lucruri de genul ăsta, Logica însă e ceva mai mult, este și despre cum argumentezi, cum demonstrezi ceva și este un element esențial pentru orice bază științifică, pentru a absolut orice facem. Deci, cumva, filozofia în felul acesta se pune la bazele tuturor științelor, inclusiv matematica, care matematica este considerată regina științelor și la baza tuturor științelor. Dar în spatele matematicii este filozofia, știi? Deci, cam, cam așa trebuie să-l vedești ca pe, pe, ăla, ca pe uh, eminența cenușie din spatele matematicii, știi? Stă în spatele unei perdele și se uită în timp ce matematica iese și lucrurile sunt așa. În, în vremurile noastre este fix așa cum ai spus tu, într-adevăr. Avem aceste ramuri ale filozofiei, epistemologia, metafizica, nu știu, ontologia, toate astea, da, logica, etica, în fine, nu, nu vreau să. Adică eu o să-mi văd lungul nasului, eu nu o să mă bag în subiecte din astea prea complicate, eu nu vreau să mă fac de râs, eu o să adopt vorba lui Cezar decât codaș la oraș, mai bine în satul meu fruntaș. Eu o să pornesc de la nivelul primilor filozofi și la ăia să știi că nu, era, nu, erau, nu aveau atât de multe ramuri. Adică ei nu știau că vorbesc la ei pe vremea aia, dar uite că are legătură și cu ce ai spus tu. La ei pe vremea matematica făcea parte intrinsecă din filozofie. Matematica și filozofia nu erau două științe cumva una realistă, alta umanistă. În niciun caz. Puteai să te adică era chiar recomandat ca toate argumentele tale filozofice să aibă un substrat matematic. Uh -huh. În antichitate, în antichitate, chiar și medicina era cumva asociată cu filozofia. Filozofia era asociată cu mitologia, mitologia era asociată cu teologia și cu teogonia și așa mai departe. Deci nu erau aceste ramificări atât de frumos, atât de frumos exprimate cum le-ai spus tu acum. Dar, într-adevăr, se ajunge până la nivelul ăsta și, na, o să vedem. Ăsta e felul în care oamenii ăștia o studiază. Deci, dacă este ceva care mai impresionat, extraordinar, descoperind uh, pașii pe care îi fac fiecare fiecare din uh, filozofii ăștia, este curajul de a aborda noi și noi subiecte și noi și noi uh, argumente, uh, pentru că putem să ne închipuim că înainte ideile respective poate că erau, uh, uh, erau respinse automat sau erau pur și simplu idei la care oamenii refuzau să se gândească. Și sunt, deci mie mi se pare că fiecare din acești filozofi care vine cu câte o idee, care lasă câte o idee, face un act de curaj. Este un, fiecare act de -asta de gândire este un act de curaj extraordinar. Asta mi se pare mie. Categoric, eu consider, deci asta e la nivel, nu știu, antropologic, eu consider că misterul, și curiozitatea sunt, uh, sunt, forțele motrice ale, ale umanității și ale filozofiei până la urmă. Ăsta, e felul nostru al oamenilor de a fi. Încă de când am ieșit din peșteră, încă de când am descoperit focul, uh, au fost destule momente în care bă, n-am acceptat lucrurile așa cum mi s-au prezentat, așa cum au, uh, cum au, nu știu, aveam tendința mereu, avem tendința asta naturală să ne, să ne întrebăm, să căutăm, să punem la îndoială, să cercetăm. Deci noi încercăm, că ziceam de curiozitate, încercăm să ne satisfacem curiozitatea încă de pe vremea lui Adam și a Evei. Da? Gândiți-vă, bă, am vrut să vedem ce e cu mărul ăla, ce e cu cunoașterea. De ce nu ne lasă, Doamne, Doamne, să ne fructăm din fructul mult râvnic așa mai departe? Deci, cred că de aici până la urmă s-a născut și filozofia din dorința asta, așa cu cuvinte simple pe înțelesul tuturor, din dorința de a ne satisface curiozitatea, dar prin intermediul unor explicații uh, uh, raționale, e foarte important acest lucru. Adică nu-l întrebi pe unul bă de ce se întâmplă chestia aia, fenomenul ăla și el a zice, nu știu bă, de Kiki bambus. Nu. Asta nu e explicare, ăsta e un răspuns de 2 lei. Adică nu-ți oferă valoare, nu-ți oferă cunoaștere în plus. Și atunci ai nevoie de logică, de cauzalitate, de context, de gândire rațională, iar toate astea ți-l oferă filozofia. Curiozitate, mister, filozofie și o să vedem. Cât de sus putem să ajungem și ce întrebări, adică să vedem ce răspunsuri. Tu ai pus întrebările la începutul episodului, poate până la sfârșit reușim să oferim și niște răspunsuri la întrebările astea. Narrator Voice. Nu, nu vreau. <laughs> <laughs> Dar, uh, bun. Revenind la. Deci, tu acum mai ai ridicat la următoarea întrebare pe care o aveam în minte și pe care aș dori să, să o abordăm, și anume, cine anume practică filozofia? E o întrebare foarte interesantă, foarte interesantă pentru că uh, cumva, nu știu, e genul ăla de, de știință uh, de care oamenii se feresc, știi? Și dacă te uiți un pic peste numele astea, pe care o să le noi o să le numerăm, o să vedem, o să rămânem cu impresia că filozofia este practicată numai de oamenii bogați care au o stare care au un o forță în societate care sunt, să zicem așa, în termeni moderni, influențări, sau într-o formă sau alta. Dar realitatea, din punctul meu de vedere, este că filozofie practicăm cu toții, poate uneori sau cel mai des, fără să știm lucrul ăsta. Acum, valoarea filozofiei pe care o practicăm este dată, în primul rând, de cultura pe care o avem. Și de capacitatea noastră de a formula niște uh, niște argumente uh, logice sau uh, emoționale importante, dar uh, filozofia nu este ceva care este practic interzis neofiților. Nu. Este, este ceva ce o, oricare dintre noi sunt teme care ne interesează pe toți, care până la urmă ne afectează pe toți. Și sunt lucruri pe care poate. niște întrebări pe care poate ni le-am pus cu toții, poate nu am îndrăznit, pentru că uneori întrebările ne sperie mult mai tare decât eventualele răspunsuri. Deci, chiar numai întrebările pot să fie. să aibă această capacitate să ne sperie. De exemplu, pentru foarte mulți, ok, există ceva după moarte. Întrebarea asta poate să fie să fie un showstopper, să zic așa. Știi? Da, dar cei care ies, cei care ies din, din rând, cei care împing filozofia mai departe, nu este cei care își pun întrebări. Că întrebările și le pune toată lumea, cum ai spus și tu, la orice nivel, este cei care dau niște răspunsuri bă, atât de dubioase încât te fac să te întrebi. Adică, te fac, ăla, ăla face un pas mai departe. Îți oferă, uh -huh. așa, dacă pui aceeași întrebare de o mie de ori și oferi același răspuns de o mie de ori, nu e mare șmecherie. Așa și eu pot să forțez un 5. Mă întreb cine așa, cine face filozofie, pot să folosesc și eu jumătate din întrebare. Filozofia este făcută de filozofi. Și am luat 5-ul. E ok, <laughs> adică sunt un elev de 5, dar bă, hai să forțăm un 8, un 9, un 10 exact. acolo, că doar așa putem să mergem mai departe. Vrem Vrem să ne calificăm și noi, măcar odată la Olimpiada pe județ, măcar nu pe țară. <laughs> nu, nu să fim corigenti clasei. Ce naiba. Exact, exact. Și uh, evident, deci, uh... Tot ce va urma în următoarele episoade vine cu același anunț pe care cumva l-am făcut din totdeauna în legătură cu podcastul de istorie. Nici eu, nici Sergiu nu suntem, să zicem, profesioniști ai acestui subiect. Suntem siguri că o să facem greșeli. Chiar vă rugăm dacă aveți feedback să ne dați feedback. Și, apropo... Cuvântul feedback există în dicționarul limbii române da. Revin Deci dați-ne feedback, corectați-ne, nu este absolut nicio problemă Noi încercăm să fim cât mai exacti în informațiile pe care le aducem și în comentariile pe care le facem Dar evident, întotdeauna putem să greșim ceva, mai ales când este ceva atât de diferit de ceea ce făceam până acum Adică cu istoria am mai prins un pic de experiență, încă nu suntem experți acolo, dar aici suntem pe tărâmuri noi din nou și dacă vreți să veniți să ne sprijiniți sau să ne corectați, vă rugăm faceți-o pentru că nu mai vrem să avem aceeași rată de greșeli pe care le aveam la începutul podcastului. Bă, din, momentul care, din momentul în care ai spus că oricine poate să filozofeze, eu am prins curaj. Gata, deja m-am. Am absolut. Trebuit. Deci, dacă am prins curaj, hai să vorbim, în primul rând, despre ce anume o să vorbim mai departe. O să vorbim în special despre filozofie în zona clasică. Da? Deci, o să vorbim despre ce se întâmplă în zona uh, Greciei și a Italiei, a Imperiului Roman mai târziu. Și care este practic baza filozofiei, care acum este, cum să zic, s-au pus piese lângă piese și s-a format filozofia și cultura vestică, practic, în care noi trăim da? Îi Zicem vestică, în mod normal ar fi europeană. Da? Deci, astea sunt bazele filozofiei și culturii europene și ar trebui să le tratăm ca atare. De unde încep ele? Primul loc de unde încep, și aici o să am oarecum o fentă pentru, pentru Sergiu, o să începem de la cei șapte înțelepții ai Greciei. pe undeva prin secolul 6, cam așa, 6-7 înainte de Hristos, în Grecia, deja cumva se formează așa o conștiință de asta de, să zicem, un fel de națiune, dar nu e chiar națiune. Sunt niște valori care unesc oamenii ăștia. Și printre, printre ele se află, este o listă de 7 înțeleți pe care cumva niște oameni respectați în toate cele, în marea majoritate a cetăților grecești. Eu știu doi din 7 și pe la 5 nu cred că știe nimeni, da, fine. Exact, sunt mulți care nu prea au de a face cu uh, filozofia, dar cel despre care o să vorbim, unul dintre ei este cumva cel care este despre care e un consens că ar fi primul filozof al greci. Și anume Tales din Milet, care apare pe undeva prin secolul 6 înainte de Hristos și uh, da, cumva această listă de șapte înțelepți este o listă de eroi ai grecilor, o listă întreținută încă de pe vremea lui Platon, deci cumva ceva mai târziu, pe undeva prin secolul 4. Și în mod universal, Thales este primul uh, pe lista respectivă, deci cumva este cel mai respectat uh, dintre ei. Uh, a trebuit să vorbim un pic și despre sursă, nu? Noi da. am uitat să vorbim despre sursă. Da, hai să, uite, înainte să vorbim despre sursă, Inainte hai de să, să te... vorbim despre sursă, hai să vorbim despre asta. Da, nu, hai să nu, 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 hai să te iau și eu prin învăluire mai de departe. Tu mai luat de la cei șapte înțelepți, hai să te iau și eu de la, de la colapsul epocii bronzului. Ok. Pentru că vedeți voi, suntem la podcastul de istorie, poate atunci când am discutat despre perioada asta eu o să o numesc, să știi, o să o numesc uh, filozofie grecească. Chiar dacă strict uh, geografic ea are loc și în Turcia, și în Italia, și așa, dar uh, aparține 100% civilizației grecești. Uh -huh. De deci ce o să o numesc Elenistice. grecească. -o Elenistice, exact. Elenistice. Uh, deci știți, și noi pierdeam un pic, mă rog, pierdeam. câștigam 30 de minute, o oră, că aici câștigi timpul, nu-l pierzi. Dacă ne asculți pe noi, podcastul de istorie vă oferă timp, nu, nu vi-l vi ia. Noi ne refeream atunci tot timpul ca să înțelegem mai bine un fenomen, băi, care sunt condițiile sociale, economice, nu știu, geopolitice, ce a dus la apariția Republicii, ce a dus la apariția Principatului și așa mai departe. Și aici, dacă stai și te gândești, bă, stai un pic, cum de au apărut, o să vedeți, apar o ghiotură, o droaie de filozofie așa destul de concentrat într-o anumită perioadă, într-o anumită suprafață de timp și de spațiu. Uh, și să știți că din punct de vedere istoric totul începe după colapsul epocii bronzului Adică atunci are loc o resetare în, în jurul mării mediterane Toată civilizația asta, știți că dispar uh, micenienii, minoanii, hitiții Vin oamenii mărilor, de care vă spuneam eu atunci că de fapt sunt oamenii uscatului Vin dorienii, vin tracii, sunt o felul de migrații pe acolo da? Și e nevoie de vreo 300-400 de ani să se reașeze puțin lucrurile, să înceapă din nou să, evolu să crească, iar cultura asta și civilizația trebuie să evolueze. Pentru că și Egiptul și Mesopotamia decăzuseră destul de mult și ele. Și germenele ăsta, că și eu am stat, am mai citit, am mai analizat bă, ăsta, germenele evoluției raționale și naturaliste prinde cel mai bine la greci. Și nu la orice greci, pentru că erau dorieni ăia mai, mai fioroși, mai războinici și la uh, alt trib de greci, ionienii. Ăștia erau cei mai uh, deschiși la minte, cei mai întreprinzători, cei mai mobili uh, din punct de vedere comercial naval, uh, rivalizau cu cu fenicienii, s-au dus prin Egipt, s-au dus, adică aveau o, o societate din asta deschisă uh, Egiptul, deși pe partea de matematică și, astrono și astronomie era mai uh, era deasupra grecilor. Egiptul avea o societate mult prea închistată, mult prea religioasă, și o să vedeți, deschiderea asta îi ajută foarte mult pe greci să-i depășească pe toți ceilalți. Polisurile grece și coloniile din aferente acestor polisuri bă, aveau, aveau o libertate religioasă foarte importantă. De la asta se pornește. La greci, ca și la romani mai târziu, noi am mai spus, religia n-a fost o chestie foarte instituționalizată. N-a existat o dorință, adică oamenii încă nu s-au prins cât de utilă. Poate fi religia în controlul maselor. Și atunci i-au lăsat pe ăștia așa de capul lor, n-au vrut să facă foarte mulți prozeliți. Și de bine, aici, Real, a... s-au lăsat ei pe sine înșiși, știi? Da, da, corect, corect, asta, da. că S-au autoguvernat, într-adevăr. Aia a fost uh, gândirea lor atunci și bine că au gândit așa. Și din uh, conglomeratul ăsta de libertate, plus rațiune, plus avânt economic, plus nivel de trai, plus, uh, nu știu, confluență de culturi, apar aici cei din tâi filozofi, unde oare o să ne spună Dorin în cele ce urmează. Da, exact. Deci, ok, este această confluență de culturi, dar trebuie să înțelegem că sunt, sunt totuși niște, niște, idei de bază care unesc, din punct de vedere cultural, aceste, aceste, zone. Și există o compilație și, și aici cumva, înainte să vorbesc de Tales, Există o compilație de 147 de maxime, numite maximele delfice, care erau cumva uh, asociate cu acești șapte înțelepți de care, de care vorbeam Și această listă, cum am zis, variază, Thales este acolo unul dintre din, din ce, uh, cei mai importanți Uh, Tales poate fi numit filozof Ceilalți în mare parte sunt preocupați De legislație, de politică De conducere, de, de alte lucruri sunt, sunt practic niște personaje Pe care dacă am fi intrat uh, Cu aceeași uh, Cu același Nivel de detaliu în istoria Greciei, probabil că, că Am fi putut să, să Le discutăm Printre maximele astea delfice uh, sunt niște maxime precum ascultă de zei, cunoaște pe tine însuți, de aici vine apropo cunoaște de, pe tine însuți, respectă părinții, nu invidia pe alții. Maximele delfice sunt un cod moral, chiar decent, care e prins în 147 maxime subcinte. Nu toate ideile sunt, sunt, neapărat foarte, foarte moderne, unele sunt chiar foarte retrograde, dar pentru societatea respectivă funcționau foarte bine. Cele trei maxime, sunt trei, pe lângă cele 147 de maxime delfice, sunt trei maxime delfice care sunt văzute cumva ca cele mai importante. Sunt scrise în pronaosul templului lui Apollo din Delphi și astea sunt Noti seuton, care e cunoaște pe tine însuți, este nimic în exces, Meden agan, nu știu exact dacă am pronunțat corect, să mă iertați. Și a treia, care este cea mai uh, ciudată, este un angajament apoi calamitate. Ceva de genul, un angajament nese, nesăbuit aduce după sine o calamitate sau ceva de genul ai grijă ce promiți. Deci nu promite ceva ce să-ți aducă propria, uh, propria distrugere. Cam, cam asta este logica. Dar ei fiind cumva foarte laconici, pentru că greci, laconia, laconici, um, ei fiind foarte, uh, foarte laconici, au pus chestia asta, au încercat să o, să o facă cât mai concentrată. Și, practic, astea ar fi cumva considerate ideile cele mai importante ale acestui sistem de gândire, care e un cod moral pe care, evident, se, pun, se pune, să zic așa, un sistem un sistem de gândire, mă rog, un sistem de credințe bazat pe acceptarea, să zicem, zeilor Olimpului sau, sau niște credințe, de fapt, mult mai complexe și mult mai sofisticate decât, decât suntem noi capabili să procedăm. Deci, eu eram ferm convins că grecii stăteau și toată ziua Zeu Zeus. Zeus dar o să vedem că, de fapt, credințele lor sunt ceva mai, ceva mai sofisticate: că imaginea noastră despre ei cu legendele Olimpului e cumva ok, este mai degrabă din zona de entertainment decât din, din zona credințelor reale, că relația grecilor cu divinitatea e ceva mai complexă. Și, de exemplu, sunt, sunt, diverse, diverse, curente de gândire care duc către o idei monoteiste sau chiar ateiste. Da? Deci, lucrurile sunt, sunt, mult mai complexe decât, decât le știm noi în ceea ce privește cultura grecească și, evident, acum am descoperit cu. cu o oarecare surpriză recunosc Um, felul în care care au pus uh, oamenii problema asta. Așa. Bine. Uh, tip, zi, zi, zi. Dar tip rău. tipul ăsta, tipul ăsta, că ne-am ne blocat un pic la Thales. Uh, hmm? El e considerat unul din cei șapte înțelețeni ai Greciei ca să înțelegeți un pic. Uh, ăștia șapte uh, meseriași sunt, cum ai spus și tu, sunt aproape toți oameni de stat, oameni politici. Adică îl avem pe Solon ăla cu codul de legi din Atena, da? Uh, Thales exact. era. Este singurul om de știință, este singurul filozof care se strecoară între, între cei șapte Asta ca să înțelegeți cât de respectat a fost, cât de recunoscut și influent a fost în epocă Toți ceilalți au fost conducători de cetăți, de polisuri, adică aveau puterea politică brută El nu avea, avea doar puterea minții sale și cu puterea minții sale s-a impus și în lumea asta reală și mm -hmm. de la Tales într adevăr nu știu cum, nu mai știu cine a zis. Platon sau Aristotel chiar așa cum așa cum cicero spune despre Herodot că este primul istoric, așa și uh, ta și Platon sau Aristotel, dar nu mai știu exact cine spune despre Tales că este primul filozof. Și dacă e să comparăm din nou aceste două științe. Uh, Herodot a trăit în secolul 5, 480-430 acolo, dacă nu mă înșel, deci uh, Filozofia este o știință mai veche decât istoria și nu e de mirare, adică e natural mm. să fie așa. Adică e cu 150 de ani aproape și filozofia asta pe care o știm noi, pentru că noi, noi v-am spus, cultura asta, filozofia asta grecească, elenistică, cum îi spui tu, E doar la noi, să spun așa. E bazinul Mării Mediterane, Marea Neagră și cumva și seminuna fertilă până la Golful Persic. O considerăm tot așa din cultura europeană deocamdată. Dar, în paralel cu oamenii ăștia, bă mai gândesc și alții, prin India, prin China, nu știm ce gândesc, o să aflăm poate mai încolo sau poate nu o să aflăm niciodată. Dar, yes. tale, tipul ăsta și. A, mai, mai spuneam eu o chestie, tot uh, gluma asta mai, mai în glumă, mai în serios. Uh, am vorbit de primul megalopolis. Țineți minte primul megalopolis din istoria omenirii? Aveam pe coasta aia Anatoliei, pe coasta de, de est a Mării Mediterane, aveam orașe 1 și 1. Aveam Bizantionul, aveam Halicarnasul, Smirna și Troia a fost pe acolo, Pergamul, Calcedonul, Efes, Milet, plus alea de pe insule care erau foarte aproape de țărm, Samos, Rodos. Deci erau aici, nu știu, era inevitabil ca mai devreme sau mai târziu să nu apară ceva demn de toată atenția din zona asta. De exact, e... exact. Uh, și uh, Thales, cum ziceai tu, că ai numărat uh, cetățile, apare, uh, se naște în Milet, se naște undeva în jurul lui 624. Este neclar, dar, uh, dar e o aproximare relativ bună. Și moare în 548. la Laetius zice că a murit în timpul olimpiadei de la o insolație în timp ce se uita la meciuri. Ca să vedem că și filozofii se uită la fotbal. Deci nu este absolut nicio ru rușine. Și aici, pentru că am zis de la Laetius, hai să vorbim un pic despre surse. Probabil cele mai importante surse sunt alți filozofi și textele care ne-au care ne rămas în mod evident de-a lungul timpului. Unul din primele texte dedicate aproape exclusiv istoriei filozofiei este lucrarea lui la Laetius. Dar înainte de el, Plato, Platon, face, face foarte multă referință pentru că el ia și rediscută ideile multor filozofi și atunci o să regăsim foarte multe informație despre filozofii presocratici în scrierile lui Platon și uh, Aristotel, care este din punctul meu de vedere mult mai rațional, uh, și el vine și, uh, și comentează foarte mulți din, uh, dintre presocratici. Deci uh, astea sunt lucrările din din acea epocă care sunt foarte importante pentru a înțelege de fapt tot uh, climatul uh, Intelectual în care în care se desfășoară lucrurile astea. Eu aș pune mult mai mult preț pe scrierile lui Platon și ale lui Aristotel pentru că ăștia de bine de rău, mă rog, sunt chiar filozofi, mm -hmm. dar sunt mult mai apropiați din punct de vedere temporal de oamenii despre care chiar discută, oamenii pe care îi tratează ideile lor. Diogene la trăiește în secolul 3 după Hristos. Deci da. trăiește multă vreme după ăștia de bine de rău. Mai, spun așa. Da, mai sunt, adică 200-100 de ani. Unii sunt chiar contemporani. O să vedem că Platon chiar prinde 1, 2, 3 sofiști. Dar <gută> de aia spun. Scriu, motocește chestii... și Îi smotocește. smotocește rău de tot, exact, <laughs> da. Într-adevăr. Da, da. Deci am rezolvat și cu sursele, încercăm să ne bazăm pe ele cât putem. Acum nu o să fim, exact. din nou, am mai spus chestia asta și la istorie. Bă, nu o să fim atât de critici cu sursele, din simplu fapt că sunt singurele pe care le avem. Nu putem să le demolăm, nu putem să le demontăm. Ok, ne uităm așa un piculeț, mai strâmbăm din nas când dă la. Adică, e foarte. Eu v-am mai spus, ăsta este un mod de manipulare. Cel mai mârșav, cel mai pervers, să te folosești de ideile unui înaintaș, care e considerat unul dintre șapte, cei șapte înțelepți, cumva, și să le folosești ca să-ți argumentezi tu ideile și tezele. Da? Mm -hmm. Gândiți-vă gândiți la chestia asta. Eu nu spun că asta a făcut Platon sau Aristotel, dar ar putea să facă. Că orice om. Să zică, uite bă, Hitler să zicem, da, vrea să invadeze Austria și zice, bă, uite. Aristotel sau Heraclit a spus că totul e război. Aoleu, păi dacă a zis Heraclit că totul e război, hai să ne batem cu toată lumea. Adică, înțelegeți ce vreau să spun, știi? Adică, poți să iei niște idei și să le folosești tot timpul în avantajul tău. Na, da. să sperăm că, adică, nu o să fim să sperăm atât de absurzi. Să... Exact, să sperăm că Diogene Laetius nu a fost un criminal da. la, fel de, <laughs> la fel de mare ca Hitler. Da? Exact. Bun. Uh... Hai să vorbim un pic despre climatul în care activează Thales. Și, apropo, pentru majoritatea filozofilor o să vorbim mai degrabă în ce, ce zonă temporală activează, nu neapărat când se nasc, când mor, pentru că eu, nu, eu... nu o să avem informațiile de astea. Zii. Eu cred că este un climat. Tem... o glumă proastă. Cred că este un climat mediteranean. Exact. E, e foarte bine, deci mă bucur că ai, ai observat acest lucru. Deci, în vremea lui lui Tales este o mare de explicații, nu numai o mare mediterană, ci și o mare de explicații de natură teistă. Și aici, iarăși, vorbeam despre filozofie și despre curaj, și aici zic eu că, că este, este sursa curajului lui Tales și motivul pentru care uh, își are locul în, între cei șapte înțelepții ai Greciei. Fenomene precum fulgerele cu tremurile erau asociate zeilor Lumea era explicată prin legende și mituri legate de zei și de eroi antropomorfici Cam cum știm și noi Thales este printre primii care încearcă să găsească explicații naturale pentru ceea ce se întâmplă în jurul lui, fără referințe la supranatural de exemplu, încearcă să, să explice cu tremurile. Sugerează că pământul plutește pe apă și că cu tremurile apar atunci când pământul este zguduit prea tare de valuri. În mod întâmplător, pământul este într-adevăr format din niște plăci care plutesc, nu chiar pe apă, dar teoria lui Tales nu este foarte depărtată de, de realitate. Ca individ, ca, ca și om ca și de știință, de fapt, reușește să facă câteva predicții. De, de exemplu, cea mai interesantă e că prezice eclipsa din anul 585 înainte de Hristos, ceea ce arată că totuși există o sofisticare în aparatul matematic și în înțelegerea a mișcării corpurilor pe cer, pe cer ceea ce e, e destul de, de important. Studiază geometria și Diogenes uh, Laertius este cel care sugerează că ar fi fost primul care a măsurat înălțimea piramidelor Folosindu-se de umbra lor în momentul în care umbra era egală cu înălțimea lor Și uh, lui Thales îi se atribuie teoreme importante legate de triunghiurile isoscele și de proporțiile triunghiurilor tăiate de o linie paralelă Nu știm dacă într-adevăr ale lui sunt teoremele respective, dar sunt asociate cu ele și teorema lui Tales se învață acum în clasa 7, dacă țin bine minte, nu? A sau a 7, da, putea... da, 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 Deci, imaginați-vă, omul nu e doar filozof, e astronom, cum ai spus, e matematician. Chestia asta, că știa, adică și-a dat el seama de înălțimea unei piramide prin măsurarea umbrei sale, e o chestie foarte isteață dacă știi relațiile dintre un triunghi dreptunghi chisoscel. Ai o catetă cateta aia, aia e orizontală, adică umbra, este egală cu cealaltă catetă, adică înălțimea piramidei. Și și-a dat seama el că într-un moment al zilei, înălțimea, bine, el a început cu un om, înălțimea unui om este egală cu umbra sa. Și de acolo a tras concluzia că și la piramide e la fel, Na, evident. De hmm. Deci e foarte tare, adică da, un triunghi, avem un triunghi cu un unghi drept și cele două catete sunt egale. Teorema lui Tales, toată lumea trebuie să știe teorema lui Tales, da, avem un, avem un triunghi ABC și, cum ai spus și tu, DE este un segment paralel cu una din laturi, cu BC. Mm -hmm. Și după aceea avem alea AD supra DB, AE supra EC. Asta este, adică sunt niște puncte, în fine, e mai greu de exact. explicat. Exact, așa. Da, din păcate, doar cuvinte ne e destul de greu să, să explicăm. Dar știți despre ce vorbim, Teorema lui Thales, este fix acel Thales. De ce este importantă geometria? că Poate nu, nu toată lumea înțelege de ce e importantă geometria și am un sentiment că dacă s-a explicat la școală, explicația s-a uitat. Geometria este foarte importantă în momentul în care vrei să construiești orice care vrei să nu se, să, să se dărâme. Da? E pur și simplu. Deci trebuie să faci calcule de cum să faci un, un acoperiș, cum să, faci, cum să construiești ceva fără să se prăbușească. Geometria este foarte importantă pentru niște activități de bază ale, ale omenirii. Nu poți să stai într-o uh, cocioabă în care să pui lucrurile și să-ți faci tu acolo un cuib. Trebuie să faci ceva mai sofisticat și atunci geometria este, este foarte importantă. Genul ăsta de, de informații sunt la rândul lor foarte importante și observațiile astea devin pentru unii, uh, pentru unii matematicieni, devin adevărate secrete. În branșă, și o să vedem că secretul în materie de aparat matematic o să fie o temă foarte importantă, de exemplu, prin Evul Mediu European. Voi să știți Dar... că au fost niște secrete păstrate atât de bine încât la noi, în România, în anul 2022, sunt meșteri, calfe, mari și zidari care nu știu lungimea cercului și atunci îți fac niște scări din astea proaste și circulare care se termină la jumătatea etajului. Știi? Ei nu știu că e 2 pier și să calculeze raza. O fac așa după, știi, și na. Da, se da, da, normal, normal. Nu, deci, într-adevăr, secretele sunt mult prea bine păstrate, dar în momentul ăsta știința este destul de gratuită, cel puțin în momentul în care școala este obligatorie, deși, știi cum e, poate și școala este o încălcare a drepturilor individuale. Că nu îl înveți așa Chestii ce vrei tu Nu, domnule vreau să mă învețe ce vreau eu Da Și dacă omul vrea să învețe că Aria cercului Nu este pierd pătrat Este, nu știu, 4R Că e mai ușor de, de calculat Atunci aia e Bun, dar tales, ăsta este Deci, În primul rând, cum ziceam Mie mi se pare foarte curajos să vii Să, să încerci Ăsta, de fapt, e primul pas, primul pas înspre a te desprinde de explicații magice, magice supranaturale la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să accepti faptul că ar putea exista cauze supranaturale într-o lume în care ești înconjurat de superstiție. Este foarte greu să vezi să fii printre puținii care văd cu claritate că totuși anumite lucruri Poate au legătură, poate nu au o legătură mistică, poate există o legătură logică și uh, o legătură foarte importantă pe care tu o poți folosi. Și este acea poveste foarte interesantă uh, legată de felul în care a făcut bani Thales. O povestești tu? Nu, povestește-o tu. Eu vreau să spun doar așa, da, știu, cu uleiul Zi. de măsline. Bă, mi-am dat seama că de fapt Thales este primul comunist din lume pentru că este, omul este multilateral dezvoltat. Deci o să vezi... <laughs> Nu e doar filozof, astronom, matematician și înțelept. Este și inginer genist, pentru că uite, te las pe tine, eu povestesc anecdota asta, tot așa. Avem o legendă cu el în care pentru a trece un râu, Zice așa, bă, râul ăsta e prea mare și nu putem să nu știu, hai să trecem peste el, nu putem să facem un pod așa de mare. Și omul zice, bă, hai să-l împărțim în două cursuri de apă mai mici, mai ușor de trecut. Foarte uh -huh. inteligent. Deci e și inginer genist. Este omul se pricepe la toate ce să mai. E tatăl lor ales. Exact, exact. Povestea asta este legată de felul în care uh, Tales, observând vremea, a prezis o recoltă foarte bună de, de măsline și a închiriat uh, din timp, uh, sau au cumpărat toate presele de măsline. Aristotel sugerează că Tales a făcut asta nu pentru a se îmbogăți, ci pentru a demonstra că filozofia poate să fie utilă. Filozofia, așa cum o percepea Thales în momentul respectiv, pentru că e clar că nu, nu se gândea la toată definiția aia pe care v-am dat-o noi la început, uh, și uh, cumva să le demonstreze că, în ciuda a ceea ce gândesc oamenii despre el, deci că există o poziție la faptul că el încearcă să gândească lucrurile un pic altfel în ciuda, în ciuda acestei opoziții, el poate să, să arate utilitatea a ceea ce face, a ceea ce practică. Și evident, închiriind toate presele de măsline, a avut practic monopol pe, pe, pe producția de ulei de măsline, ceea ce l-a făcut e drept destul de, de bogat, știi că a, a închiriat pe niște prețuri mai piperate prăselor de măslină, fiind, fiind un monopol. Da? Deci el a creat monopolul și de altfel este un, un exemplu dat pentru a înțelege uh, bursa de futures, știi? De bursa, bursa de mărfuri, ceva de genul ăsta e, e nu mai știu, mai zice opțiuni, așa, că a cumpărat opțiuni, opțiunile de la bursă, Asta, ăsta este un exemplu. Eu nu înțeleg bursa, nu, nu, mă, nu, mă, voi îmbogăți din așa ceva. Deci recunosc că Tales mă, mă, depășește din punctul ăsta de vedere. E foarte bine, e foarte util ce a făcut Tales pentru că el fără să-și dea seama I-a demonstrat lui Platon ceva. Percepția asta, într-adevăr, e adevărată. Noi avem impresia că filozofii sunt niște gânditori din ăștia foarte visători. Mai târziu, Platon va scrie despre Tales că ăsta avea obiceiul să se uite numai la cer, să prezică el eclipse, și mergând el așa și uitându-se la cer, a căzut într-o fântână. Mm -hmm. Și Tales, da, Tales Prebăzător, a făcut chestia asta cu uleiurile doar ca să-i demonstreze lui Platon 300 de ani mai târziu că el nu este un visător, este și un om foarte practic. Exact. Deci iată cum totul se învârte în jurul lui Soprano. Deci câtă viziune, câtă viziune <laughs> avea Tales. viziune. Uh, dar vorbind de viziune... Uh, evident, Thales este un om al timpului lui și uh, timpurile astea gândesc că uh, universul, deci este unul din cei care se gândește la metafizică și uh, se gândește că există, deci ăsta asta e curentul de gândire în, uh, în zona asta culturală: că există un element primordial al universului uh, care cumva definește toate celelalte elemente. Pentru Tales, acest element primordial este apa. Că sursa lumii și a vieții în univers este apa și că totul provine din apă. Aristotel sugerează că cel mai probabil și-a derivat credințele văzând că viața și creșterea are nevoie de umiditate și că semințele tuturor lucrurilor au o natură umedă la bază. Și apa este elementul primordial pentru orice e umed. O să mai vorbim despre ideile astea legate de elementul primordial Pentru că filozofii, după Tales, poate chiar și înaintea lui, dar nu avem nou să știm Au tot căutat care ar putea să fie acest, acest element primordial Și cam asta e cu Tales Cum am zis, se uita la un meci de fotbal Nu de fotbal, dar la o întrecere sportivă în timp ce a fost o insolație și probabil a fost a murit făcând ceea ce dorea, ceea ce îi plăcea. Dar, dacă stai și te gândești, dacă așa. stai și te gândești, el nu e departe de adevăr, adică noi acum, dacă te iau unul prin surprindere și spune, bă, este apa o resursă vitală pentru toate formele de viață din universul ăsta și pentru plante, și pentru animale și pentru oameni, dacă stai și te gândești, zici, bă, da, are apa capacitatea să se transforme în toate stările de agregare, mă rog, aproape mai puțin plasma, adică atunci când îngheață devine din lichid solid, atunci când se topește devine din uh, solid lichid, atunci când se evaporă devine gaz. Deci toată materia, așa credea Tales, bă, toată materia asta este de fapt apă în diferite stări de agregare. Uh -huh. Bine, pentru tale și pietrele proveneau din apă, dar asta spune. Unele, unele percepții, unele teze ale acestor filozofi, se vede, sunt un pic mai naive, sunt un pic așa mai, mai neprelucrate. Dar. Uh, Ideea ide lor, cred că este să, să aibă o explicație simplă pentru ceva complex. Da? Și invariabil ori greșești, ori simplifici. Mult. Eu am văzut-o, eu am citit-o, mie mi s-a părut ok, asta cu apa, asta știm Deci Tales considera apa sursa fundamentală a tuturor lucrurilor E cam singurul lucru pe care cred că ar trebui să-l știe orice om Asta am învățat și la filozofie când eram mici, mă rog, ceva mai oferi noi pe lângă Ce spune Tales? și mi s-a părut mai interesant și o să, o să întâlnim viziunea asta la mai mulți filozofi Pentru că tu te-ai referit un pic acolo și la cosmogonie și așa el spune că magneții au suflet Și care e logica lui? Spune de fapt că orice se mișcă are suflet Fără să fii însuflețit nu te poți mișca Și din nou, bă, dacă așa te gândești la prima vedere că O să vedeți foarte multe chestii Dacă le gândești la prima gândire sunt impecabile Dacă să te gândești un pic mai mult O să le găsești o chichiță acolo Un, un neadevăr, un sofism, o contradicție Tine. Problema noastră este că noi avem foarte, multă, foarte multe cunoștințe, Categori. avem accesul la foarte multe cunoștințe și clar putem să aducem niște explicații mult superioare, influențați în mod direct sau indirect de gândirea științifică, de milenii de gândire științifică. O, dar mie mi se pare fascinant ce spunem. Eu nu, Doamne ferește, nu-l critic. El spune așa și e foarte frumos, e foarte logic de la, la, la... De unde era el acolo? De unde pornește? Exact. De, exact. Asta, asta adică, e bă, pentru el, toate, în continuare, pentru el, toate lucrurile astea conțineau zei în, în ele. Adică, totul, ceea ce era însuflețit provine de la zei. Asta considera eu. E un dar divin pe care îl primim toți de la zei. Adică, pe de-o parte, venea cu, cu niște. își folosea raționamentul, își folosea observația pentru a înțelege lumea din jurul lui. Pe de altă parte dădea de cezarului cei al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, adică nu contesta, era totuși, cum se numește, da, era credința asta, nu se dusese chiar pe, pe partea natur, naturalistă 100%. Da, 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 Adică ceea ce ne arată că filozofia încă mai are de tras ca să iasă de sub tutela teologiei și a mitologiei. Tales deocamdată este cel care este un pic din apă, ca să zic așa, dar încă mai are legături strânse cu teologia și cu mitologia. Un alt, un alt aspect important pe care îl observăm la tales este că face un lucru pe care, dacă, dacă l-ar fi făcut alții, probabil am fi aflat de ei înainte de toți ceilalți, și anume îi învață și pe ceilalți. Este cel care e considerat părintele filozofiei, dar este și primul care practic inițiază o școală de filozofie, o șco școală de filozofie ioniană sau școala din Milet. O să vedem că școala asta este influențată, poate nu este, nu este făcută în felul în care înțelegem noi acum școala, dar este clar că ideile lui. Sunt transmise către ceilalți, și sunt, uh, sunt germenele, și sunt sursa pentru ideile uh, celor care vor veni după el. Și. Uh, asta până este. Zi. Până să ajungem la primul învățăcel, uh, vreau să îți dau câteva citate despre el, care ai adus-o aminte de Templu din Delphi cu mai multe citate ale acestor uh, înțelepți. Uh -huh. Sunt mai multe citate. Care îi se atribuie lui Tales unele foarte, foarte fine. Uite, spune, de exemplu, că nimic nu este mai activ decât gândul, că cel zboară prin tot universul. Și, vedeți, poate, mă rog, e forțată concluzia mea. Face și așa o mică incursiune în natura umană, cea din interiorul nostru, nu doar în natura asta cosmologică, cea din afara noastră, pentru că multă vreme oamenii o să se uite doar la cer. O să se uite în afara lor, nu o să se uite în interiorul lor. Mm -hmm. uh, și are, uite, astea, aforismele astea simpatice, gen, uh, ce este mai vast uh, decât toate? Spațiu, ce este mai rapid decât toate? Uh, rațiunea, ce este mai înțelept ca toate? Timpul, pentru că ne cuprinde pe toți, ce e mai ușor ca toate? Să dai sfaturi, bună asta. Ce, mai, ce e mai greu ca toate? Să te cunoști pe tine însuți, adică, na, tu ai spus varianta în grecească pe care nu o știe nimeni, noi o știm mai în latină, cunoști ce te ipsum, aia e, dar într-adevăr, în templu din, din Grecia este scrisă varianta grecească. Și ce e mai minunat ca toate? Cosmosul, pentru că el este creația Zeului. Deci, încă se mai observă la tale gândirea asta, da, conform cărea natura, chiar dacă are un principiu din ăsta unic, rațional, cum ar fi apa, e, e însuflețită de, de o zeitate creatoare, de o făptură divină, ca să Exact, dar de o zeitate creatoare. Da, de da. Un da, element da. fundamental. Corect, corect, corect. Știi, deci, a, aici, cumva, mie mi se pare că omul are o, o, o credință și, și de asta mi se pare fascinant că e. Mult peste imaginea asta cumva rudimentară pe care o avem despre, uh, despre zei grecilor, despre credințele grecilor, despre felul în care ei percep lumea, știi? Și uh, asta ziceam că o să descoperim idei și, uh, și abordări mult mai sofisticate, mult mai uh, mult mai interesante. Decât, decât Popeștile lui Alexandru Mitru. Bă, stai stai un pic, stai un pic, că eu am crescut cu Alexandru Mitru. Am, am, aveam să aflu mult mai târziu, în primul rând, două chestii sensaționale că Alexandru Mitru nu a scris el legendele Olimpului, adică eu am crezut că astea sunt, văd, are o imaginație atât de bogată încât chiar a creat el Panteonul ăla, știi? După aia am fost un pic șocat, bă, stai un pic, ăsta l-a creat Homer, Hesiod, da, ok, bun. Ah. Și, și după aia mi-am dat seama că e doar o mică parte din ceea ce au scris alții, știi? Dar, na, așa, bă, da, Alexandru Mitru, serios, are, adică e cum e ăla care a scris povestiri istorice, stai că mai e... E un tip care are o carte de istorie mare pe care am citit-o noi când eram mai micuți în școala. O să-mi aduc aminte, o să-mi aduc aminte, dar da, nu luați pe Alexandru Mitru, așa ca pe autorul Cosmogoniei. Așa, Dumitru, Dumitru, Dumitru Almaș, exact, exact. Mersi, mersi, Dorine. Exact. Da, da. Dar toate la timpul lor și, da, pentru fiecare. Da, absolut, de... bine, cred că nimeni nu și închipuia că este fix ceea ce credeau, numai că recunosc că nu. Nu aveam nicio imagine suficient de clară în legătură cu care sunt credințele astea Și era foarte ușor să pui în față poveștile alea zise de Alexandru Mitru știi? Adică, pare, pare. Da, E mult mai ușor, știi, mult mai facile Da, cum ziceam, vorbim despre o școală de filozofie ioniană O școală din Milet Milet, apropo, nu este în Grecia Foarte important, Milet este în... Turcia, dar practic toată zona asta este sub dominația grecească și este parte din, dintr-o Grecie extinsă, să zicem așa. Sunt, sunt cetăți care sunt unite cultural de ideile astea, cum ziceam, de, de un sistem filozofic cultural pe care îl vedem în, în mai multe locuri care seamănă foarte tare Uh, cu evident niște variații, adică spartanii față de atenieni sunt o, tot o altă mâncare de pește și, uh, și tot așa, numai că no, e, uh, e, e, interesant faptul că no, primii filozofi greci sunt din Turcia. Ceea ce probabil îi face pe, pe, grecii de acum să spumege. Dar aia e o altă discuție. Uh, cum ziceam, discuția foarte importantă la Thales, din punct de vedere filozofic, este legată de elementul primordial. Și unul din, din elevii lui, să zicem, este Anaximandru, care trăiește undeva între 610-546, deci cumva se suprapune destul de mult cu Thales. Și se suspectează că există un contact intelectual între cei doi, poate chiar tale să-l învață pe, pe Anaximandru, deși nu poate să confirme nimeni. Deci, foarte important, școala asta de gândire nu e neapărat făcută prin contact, printr-o școală normală, prin, prin predare sau ceva de genul ăsta, ci este mai degrabă comunicație datorită de proximității. Ce face în plus Anaximandru Și cumva o să încercăm să ne concentrăm mai degrabă Pe ideile originale pe care le aduc oamenii Nu neapărat pe cum să demolăm argumentele lor De exemplu, Anaximandru postulează ideea asta a infinitului Îi zice Apeiron Care generează opusele Deci ai infinitul Apeiron, un fel de... Element fundamental din care se, se generează opusele, uduscat, fierbinte, rece și totul e generat din apeiron. Și când este distrus sau consumat, este, este distrus sau consumat de către opus. Știi? Deci, de, uscăciunea este practic distrusă de către umezeală. Și se reîntoarce în, în acel apeiron, în, în acel infinit. Bă, și așa. Din, din ce am citit eu, uh, mi se pare că originile cosmice, așa cum le vede Anaximandru, seamănă foarte mult cu Big Bang-ul. Vorbesc foarte uh -huh. serios. Adică, din apeironul ăsta, din sursa asta uh, fundamentală, principiul fundamental, cum îl vede și el, uh, se separă un un mic germene. E, e, e Impulsul ăla primordial. Și, cum ai spus și tu, apar tot felul de forțe, da, cald, rece, uscat, umed, adică din, 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 din contrariile astea se formează soarele, pământul, luna, el are. Deci are un mod absolut fascinant. Mă uit și la o hartă aici, se coagulează până la urmă o sferă mare de foc, și din sfera asta de foc se desprind trei inele concentrice, care reprezintă cei trei aștri cei mai importanți pentru noi, da, pământul, soarele și luna. Uhum. Și mă uit, deci în centrul celor trei inele este pământul care are o formă de cilindru. La Anaximandru este cilindru, la Tales era doar o tipsie, așa, adică era plat, era frumos, ne duceam pe suprafața asta și era tot înconjurat de apă. La Anaximandru, pământul stă, nu mai este susținut de apă, stă liber, plutește practic în echilibru, în centrul cosmosului și în jurul pământului se învârte soarele și luna. Deci stă pământul așa ca un butuc, e sub formă de cilindru și asta o să observăm și m-am uitat Mi-am și deschis aici, dacă vă uitați, în podcastul de istorie la episodul 26, cel cu știții Vă pun acolo, este prima hartă, Anaximandru este creditat cu prima hartă, desenează prima hartă Mă rog, printre primele hărți din lume și aici e reprezentat pământul așa foarte schematic după el o să se ia mulți până la Ptolemeu, inclusiv Herodot În centru era Marea Mediterană, în nord era Europa, în sud era Libia, adică Africa și în est era Asia Și toate continentele astea erau înconjurate de, de apă Deci, mm -hmm. serios, pare, pare destul de, de Big Bang Theory, dacă mă întreb pe mine Adică cu tot universul ăla, ok, prezentat destul de haotic, Uhum. Și cu cuvinte de, nu știu, școală gimnazială, dar. A, și a mai observat încă o chestie la el. Deci are Big Bang-ul bă, și mai are încă o chestie pe partea de biologie, care mie mi se pare că seamănă puțin cu teoria evoluționistă a lui Darwin, pe cuvântul meu. Adică, el okay. spune așa, el spune așa că inițial pământul a fost acoperit complet de ape, uhum. după aia vine contrariul ăsta de care zici tu, da, e uscat de soare, și astfel s-au format continentele Și primele forme, deci fii atent cât de tare e Primele forme de viață erau niște creaturi care se semănau, semănau cu pești Dar cumva aveau așa pie pielea mai dură și mai țepoasă Și învelișul ăsta i-a protejat pe primii oameni aia care au ieșit din mare și au colonizat uscatul Deci cumva primii oameni s-au născut în interiorul unor animale marine protejați Pentru că altfel, spune Anaximandru, bă, ăștia erau prea, neajutor prea neajutorați ca să, să supraviețuiască și mm -hmm. de abia de la a doua generație au fost capabili să aibă grijă unii de alții și să se înmulțească. Bine, el nu spune, nu are evoluționismul el habar nu are. Dar spune, na, da. E o idee simpatică, e o idee simpatică. Și de, deci, din nou, ca să, ca să vin în, în apărarea lor, ă, ei pornesc practic din nimic. Ideile astea nu mai circulau în jurul lor, ei nu, exact, nu sunt negaționiști exact. de ceea ce va urma. Cei încearcă să descopere ceea ce este neștiind nimic din, din lucrurile pe care noi le știm, le știm acum și le înțelegem. Dorine, tipul ăsta este fabulos, deci vorbește, ascultă-mă, deci vorbește de cicluri hmm? de încălzire și de răcire, vorbește de, de transformarea uscatului în apă, apei în uscat, care se tot repetă. Deci omul atinge, nu glumesc acum, nu râdeți, omul atinge problema schimbărilor climatice. Deci nu glumesc, e un vizionar, spune că se încălzește, se răcește, adică e tot un ciclu. Cam asta este, că adică, noi îl tratăm așa la preț de matineu, multă lume nu știe, așa, îl, îl trecem între tale și Pitagora. Dar Anaximandru, din punct de vedere al ideilor originale, mi se pare peste Tales. Am spus, Tales este fabulos, ăsta este fabulos plus 1. Și da, să exact. adică, deci, în sensul ăsta, adică e. Uite, avem și un citat care îi se atribuie la Anaximandru, mm -hmm. Cred că e, e primul filozof din care chiar ni se păstrează ceva scris de el, mă rog, prin bunăvoința urmașilor care au, care au copiat, care au scris papirusuri. Infinitul este diferit de elemente, iar din acesta se nasc elementele. Deci apeironul ăla din apeironul ăla care zici tu, da, vin contrariile astea foarte tare. Deci asta cu contrariile, asta cu calci, și rece, uscat și umed, o, o să, mai întâlnim ideea asta la mulți filozofi după aceea, dar ăștia sunt primii. Ăștia sunt primii cu atât mai mult. Deci când e foarte greu să, să naști o idee originală, exact. după aceea să se împopoțoneze, eu o să... Bă, nu-mi permit să-i critic pe oamenii ăștia pentru că am un foarte mare respect. Dar pe Aristotel și pe Platon o să-i critic la Greuceanu care o să se împopoțoneze cu toate ideile înaintașilor și o să le comenteze și o să spună, o să strâmbe din nas, bă, nu, a, aici a pus o virgulă în plus, nu e bine, aici a nu știu ce, A aici a protagora la la, la, aici a Gorgias, bă, serios, bă, ia, du-te acasă. Deci nu serios. Bă, respect maxim pentru oamenii ăștia de la început. Exact, să le fie rușine lui Platon și, a, și lui Aristotel. Sta jos! Nota patru <laughs> exact. exact. Um, bun. Anaximene. Anaximene este cel. A, ah, stai. Da. Înainte să ajungem la Anaximandru, la Anaximene, ha, da. să mai zic o chestie despre Anaximandru. Anaximandru continuă de mistificarea proceselor fizice. Deci ce a început Thales, v-am zis, act de curaj Anaximandru duce ideile alea mai departe le încearcă să explice din ce în ce mai multe lucruri devind de la explicațiile mitologice care probabil erau deja stabilite în, în cumva în subconștientul colectiv să zicem așa știi? deci încearcă încearcă practic să, să descopere niște explicații fizice pentru ceea ce se întâmplă, nemai apelând la divinitate, ceea ce iarăși este, cum ziceam Construind pe, pe tales, Este un încunat de curaj Și mai am încă o observație Tu zici Ăsta e fabulos plus 1 Nu aș spune așa Eu aș zice lucrurile altfel Și, și asta e de când De când m-am apucat Eu la un moment dat am predat Am ținut de fapt un seminar La Universitatea Transilvania În zona de sistemă de operare Și discutam cu un, un, alt prieten al meu care și el era implicat în procesul de învățământ și ziceam, cumva mi se pare incorrect că noi venim la studenții ăștia și le cerem niște lucruri pe care noi nici nu am fi visat să le facem acum 10 ani când, când chiar învățam lucrurile respective și el mi-a răspuns cu cel mai inteligent lucru posibil și anume dacă ei nu fac mai mult decât noi noi nu am fost degeaba, și cam asta este cheia aici. Deci, nu de doar să iei ce a fost înaintea ta, ci cu ce a fost înaintea ta să duci lucrurile mai departe. Chiar și cu plus 1. Chiar și cu plus 1. Până la urmă o să vedem că, de fapt, asta înseamnă avansul științific. Înseamnă un plus 1, un plus 1. Fiecare vine cu un plus 1. Da? Și clarifică și mai împinge un pic un pic uh, sfera cunoașterii. Și cam despre asta e vorba. Și, evident, uh, ideile lui Anaximandru, dacă ar fi rămas doar la el, n-ar fi fost utile cu nimic, dar el le-a transmis mai departe către elevii lui și uh, oamenii care îl ascultau. Printre ei, Anaximene este probabil uh, printre cei mai importanți. Student lui Anaximandru, el revine la teoria a elementului primordial, arhe, deci de acolo primul, știi, deci arhe, și îl identifică ca fiind aerul. Ideile lui sunt că de exemplu, lumea e un disc și cu tremurul vine, de exemplu, de la lipsa de umezeală care face pământul să se crape sau din abundența de apă care la fel produce rupturi în pământ. Fulgerele sunt, sunt, create, sunt generate de vântul care separă norii prea brusc și are tot felul de idei de astea în care iarăși merge pe ideile lui Anaximandru în care nu mai încearcă să explice lucrurile cu, cu ajutorul mitologiei, cu ajutorul zeilor, ci încearcă să, să folosească știința asta ideile astea de element primordial pentru a, uh, pentru a explica diversele fenomene uh, din, uh, din uh, jurul nostru Și cumva, cum ziceai tu, chiar dacă teoriile lui Anaximandru și apoi Anaximene sunt greșite Acum, modul de gândire e foarte influent mai târziu și este practic generator pentru, pentru noi idei Tehnica lor este să explice lucruri necunoscute prin lucruri cunoscute. Și ideea asta este o idee de bază în investigațiile științifice. Ăsta este curajul școlii ioniene, a milezienilor. Că s-au dus, au identificat ce cunoaștem, ce putem cunoaște și au încercat să explice lucrurile necunoscute prin lucrurile pe care le cunosc. Până să mă refer și eu puțin la Anaximene, hai să-ți spun o chestie foarte, foarte hazlie hmm. E foarte, foarte hazlie pentru că e adevărată și le spun asta și ascultătorilor Suntem la o oră și 28 de minute, făceam o glumă înainte să începem înregistrarea Deci imaginați-vă cum am gândit noi ca să vedeți cât de deraiat suntem din punct de vedere temporal, cum am gândit noi episodul ăsta. Am crezut că facem un episod despre toți presocraticii și mai sunt încă vreo 10. Și eu i-am spus-o Dorin, da bă, sigur. Și Dorin spunea, bă, două ore maxim să dureze episodul. Și eu spun, bă, după două ore o să fim la Anaximene, cel mai probabil. E, nu, m-am înșelat cu jumătate de oră, îmi, cer, îmi fac mea culpa. Da, deci, de... vezi, te-am contrazis. Da. Uh, deci da, am făcut uh, un pic din Anaximene, adică. Nu, nu, o eu, eu terminăm imediat. Vă îmi place, îmi place, adică ia ideea asta, nu mai consideră nici apa, nici aperonul, cumva primordialitatea. Eu m-am uitat un pic la arhele acela și, într-adevăr, nu e același lucru cu megale arhe. Mai țineți minte că noi consideram la Burebista regatul la lui un megale arhe. Era cu totul altceva. Ăsta e un principiu fundamental. Ăla, aia era o cetate, o întindere mare de pământ. Dar e foarte provocator stilul de gândire a acestor oameni. Adică, ok, poate poți să infirmi relativ ușor destule chestii, mai ales acum dacă te uiți la formă, că și ăsta Anaximene se întoarce la concepția lui Tales. El consideră pământul tot o tipsie. La Tales mm. e înconjurat de apă, la asta e înconjurat de aer. La Anaximandru este cilindru și e cu aperonul. El spune, de exemplu, uite, se referă și la suflet. Și spune că și sufletul, nu doar toate celelalte chestii sunt formate din aer, pentru că atunci când inspiri și expiri, înseamnă că ești în viață. Deci ești insuflețit. Da? Sufletul pentru anaximene e asociat cu respirația. Adică și respirația o să vedem în greacă se numește, se numește pneuma, un cuvânt de care vom mai auzi și mai încolo. Dar câtă vreme omul respiră, el are suflet, el este viu. După ce nu mai respiră, nu mai este viu și atunci el conchide că aerul este substanța fundamentală a cosmosului. El spune chiar și zeii vin tot din aer. Foarte interesant. Adică, de a zic, dacă mă uit doar așa, nu știu, la, la elementele astea patru, pe care că Anaximene spune că din aer rezultă și pământul, și focul, și toate astea. Adică sunt patru elemente despre care noi o să tot discutăm. Pământul, apa, aerul și focul, da? Și. Evident, adică tu ai spus, bă, da, nu se înșală atât de mult precum crezi. Elementele astea, dacă stăm și ne uităm acum, să știi că ele coincid fix celor patru stări de agregare. Asta e concepția acceptată în zilele noastre și mai vine Aristotel după aia și zice, da, bă, pe lângă pământ, foc, vânt și apă, mai vine și nu știu ce zice el acolo o chestie. Sufletul vine cu sufletul. Hmm. E ca la, bă o să zic o glumă, dar nu e exact, nu e o glumă, e, e, ca, e ca în Captain Planet. Deci, țineți minte, în Captain Planet, aia trei, cinci, cinci tineri cu inelele cinci, lor și. Cinci zi, planetari. Cinci planetari, exact. Capitanul planetă, episodul micuții în Primeșdie, mai țineți minte, da? Deci, deci bă, nu serios, era ăla din Africa, venea cu inelul și întindea Earth, venea Wheeler cu și fiecare, da, cele patru. Putem să facem acum un fel de un pic de pop culture. Era tipul din USA, cu tip aia, Linca din, din Rusia, se cuplau, nu mai știu cum o cheamă pe tip aia din Asia, și mai venea Mati din, din America Mati. de Sud, el cu inima, așa cu sufletul asta. Exact. Deci, Aristotel, pe lângă astea, patru elemente fundamentale, mai vine și cu sufletul asta vine Aristotel, deci, e sufletist și zice. Mati, Mati era aristotelian. Exact, Mati era aristotelian. exact. la alții patru erau miletieni, proveneau exact. din școala milesiană. Exact. Bun. Ah, Capitane Planet, te-am prins în containerul cu deșeuri radioactive. radioactive. Deci, Băi, n-aveam cum să programăm chestiile astea, deci vă spun că sunt 100% originale. Exact. exact. inspirată de One and Only, Capitanul planetă! Și alături de Anaximene. Exact, exact. Pentru că tot am vorbit despre despre, ăștia, despre Ionici, o să mai vorbim despre încă unul, dar cumva o să schimbăm subiectul. O să luăm pe Xenofan, pentru că o să intrăm, intrăm acum într-o într ordine cronologică. Ce zici, îl abordăm și pe Pitagora? Bă, nu mai deran așa. e să vă abordăm și pe Pitagora atunci. De ce nu? Uh, Xenofan uh, trăiește în colofon în, în Ionian, deci nu este în milet, ci este cumva printre primii pe care, despre care vorbim și care nu sunt în milet. Și ca dovadă, are o, cu totul alte uh, preocupări. El este poet, nu este, nu este matematician, nu, este, nu este om politic. Nu este implicat uh, în știință. el este poet, scrie satire. Este un poet itinerant care pleacă de acasă la 25 de ani și uh, foarte mulți îl consideră fondatorul școlii Ele eleatice, dar o să vorbim despre asta în, uh, în episodul viitor. Satirele lui critică credințele într-un panteon de zei antropomorfici și cumva aici dacă până acum am vorbit despre desprinderea asta de, de latura mitologică de latura credinței Xenofan vine și ne arată o, cumva o altă fațetă a atitudinii grecilor față de divinitate spune, spune Xenofan cumva intrând în în conflict cu Hesiod și cu și cu ăsta, zi. Homer, mă, Herodot, Homer, și... Homer, 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 așa, scuze. Așa, um, intră în conflict cu Hesiod și cu Homer și spune, mă, ok, dacă cai și ar face zei, cel mai probabil zei ar avea formă de cal. Um, Hesiod, că tot l-am pomenit, scrie poemul Teogonia în care scrie despre originile lumii. Și în care sunt prinse multe din legendele ale ale Olimpului, de care discutam. Homer este cel care, din punctul de vedere al lui Xenofan, îl ia, îi ia în râdere pe zei, nu îi tratează cu reverența necesară. De fapt, el, Xenofan, vine și postulează existența unui zeu suprem, și eu o să folosesc un pic denumirea românească Dumnezeu. Despre care zice că este unul singur, suprem între zei și oameni, complet diferit de muritori și la formă, și corp, și la minte. Xenofan atacă și venerația grecilor pentru atleți, îi critică pe greci, pe greci pentru bățiile de la chefuri și cumva este genul ăsta care vine și explorează natura cunoașterii, acea epistemologie de care, de care vorbeam noi, evident ne spunându-i așa. Consideră că există un adevăr al realității, dar că muritorii sunt incapabili să-l descopere și din punctul ăsta de vedere putem să zicem că este și un precursor al scepticismului. Toate lucrurile astea o să vorbim despre ele mai încolo, dar ca idee omul este eu e un critic al ideilor care care ajung în cele din urmă către noi și pe care noi le vedem ca fiind cele mai importante idei din, din zona asta. El vine și spune: Nu, nu, ce vede Homer, el ia de fapt în derâdere zeii, ce vede Hesiod acolo este limitat și, uh, și cumva el nu înțelege de fapt natura divinității. Uh, ce, ce, fac oamenii că stau toată ziua și se uită după atleți și, și se îmbată la chefuri. Chestia asta nu este în, în regulă. Știi de deci, ce? Practic, un, un, om care se pune de-a curmezișul lumii, lumii materiale și zice, nu, 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 lucrurile pe care le credeți voi sunt un pic diferite. Vine și, practic, ne arată un alt, alt fel de gândire. Un cu, ceva mai mult reverență față de divinitate, cu ceva mai mult respect față de, de, o divinitate supremă pe care, pe care o identifică el și, da, cumva, în același timp, vine și cu ideea că natura divină, fiind divină și superioară în felul în care este, nu e implicată direct în treburile oamenilor. Și că ar trebui să există explicații naturaliste pentru fenomene fizice. Că practic, universul este infinit, și că divinitatea nu stă să se uite într-un într colțișor mic să aranjeze toate lucrurile. Știi? Cam, cam asta este ideea lui Xenofon. Bă, foarte tare și eu, și eu am citit, am înțeles ideile astea pe care le-ai prezentat și tu. Și mai sunt niște concluzii. Deci, uh, el are două teze mari și late: uh, critica antropomorfismului zeilor, uh -huh. și, exact cum ai spus-o și tu, asta unicitatea unitatea divinității, practic. Adică, e un singur zeu deasupra tuturor. Dar nu doar deasupra oamenilor și animalelor, ci, ci, ci și deasupra altor zei mai mici. Deci eu așa înțeleg că e un singur zeu ăsta nemuritor peste toți, Dumnezeu ăsta e peste alte chestii Nu seamănă deloc cu oamenii, foarte, ai zis și tu chestia asta, e, e bine, nici la trup, nici la minte Și eu îți spun de ce insist pe chestia asta Zeul ăsta este mult deasupra moralității oamenilor, este mult deasupra puterii de înțelegere a oamenilor deci zeul ăsta la care se gândește Xenofan nu-i ca Zeus. Zeus da, Zeusul lui Herodot, Zeusul lui Homer și al lui Hesiod se ducea la tot felul de muritoare, se implica în războiul dintre Ahei și Troieni, își trimitea tot felul de săgeți pe pământ. Da, deci toți zeii din Olimp aveau tarele umane amplificate de 100 de ori. Exact. Deci erau super, super umani. Fiind mult deasupra percepției umane, Zeul ăsta, Dumnezeul ăsta nu poate fi cunoscut de om niciodată. Asta spune el, e foarte tare. Deci exact. tu, nu, tu nu poți să conști, deci Asta e o idee pe care recunosc că am avut-o și eu acum mai bine de 15 ani, independent de Xenofan și încă mai cred în ea. Deci dacă Dumnezeu e atât de inefabil, e atât de pur, e atât de măreț, cum poți tu om să-l percepi? Poți să-l percepi, exact. nu știu, a, a 100 parte din el. Deci n-ai cum. Și este clar că oamenii ăia și tracii, și etiopienii, și-au și -au făcut și echip și au oprit după chipul și asemănarea lor: și boi, și cai, și lei, și așa mai departe. Uh, și mai vine cu o chestie că are totuși legătură cu monismul, are legătură cu credința asta într-o singură chestie. Uh, zice bă, zeul ăsta are o formă sferică, pentru că sfera era considerată forma perfectă pe vremea aia. Deci, senzațională ideea asta cu, cu, cu zeul sferic, dar de ce? Pentru că Xenofan, deci Xenofan, credea că și pământul este sferic, nu e o tipsie sau cilindru. Și Dumnezeu de fapt se confundă cu natura și cu pământul. Este primul om, este primul om care crede în panteismul ăsta, Și o să mai găsim ideea asta la Spinoza. Deci omul spune că, bă, Dumnezeu e cam același lucru cu pământul. De aia zic că are totuși să ia după ceilalți, apă, aer, vine cu pământul aici Dumnezeu. Principiul ăsta unic cumva îl asemăiește cu pământul Bă, nu știu, mie mi se pare foarte, foarte tare În stilul ăsta lui, băi, mie îmi vine greu să cred Că am rămas totuși cu atât de multe informații de la, de la băieții ăștia Care au trăit acum 2500 de ani Pentru că ăștia scriau haotic, scriau de sus hmm. în jos Scriau pe niște papirusuri oribile Scriau într-un stil, nu știu, fără... Semne de punctuație, era greu să multiplici poeziile lor și cu toate astea, deci, bă, și trei citate câte avem de la Xenofan. Mie mi se par, mi se par extraordinar de mersul și cum am reușit noi să, să discutăm niște lucruri la care s-au gândit niște oameni asemenea nouă cu 2600 de ani înainte. Cred, cred, cred că tocmai faptul că gândirea lor este deosebită de a epocii. Este ce a făcut ca textele lor să fie copiate, transmise într-o formă sau alta Și inclusiv, ok, spune multe lucruri de rău de, de Aristotel Dar un lucru fantastic pe care îl face este că păstrează informațiile în legătură cu ce au gândit oamenii ăștia Ceea ce este, este un lucru la fel de prețios și la fel de important faptul că duci informația mai departe. Ceea ce face și acest podcast de istorie, pe care puteți să-l ascultați pe www.podcastdeistorie.ro sau în orice aplicație de podcast. Mamă, ce... Ce frumos, ce frumos. Deci vezi frumos, că... deci a zis-o ca la radio, știi? Ceilalți filozofi de până acum, și tale, și Anaximandru, și Anaximene, bă, se, vedea, se vede că erau de formație filozofi. Erau mai raționali, mai, erau mai calmi, mi se pare mai... Uh, viziunea lui, uh, lui Xenofan mi se pare foarte tranșantă, vizionară, dar foarte tranșantă Adică mi se pare că cei care nu văd lucrurile cum le, cum le vede el sunt criticați, sunt puși la zidul infamiei Adică e cam, bă, terminați cu zei voștri Și după ce trece el în revistă toate chestiile astea, el spune așa, adică se deduc, se deduc sunt, mai, sunt trei, hai, patru concluzii logice pe care le văd eu aici deci ori sunt extrem de mulți zei și fiecare panteon are grijă doar de poporul său. Deci eu concluzia asta o trec, pentru că el spune, etiopienii spun că zeii lor sunt câr și negri, traci ca ochii albaștri și părul roșu. Deci dacă fiecare națiune are zeii ei, înseamnă că sunt foarte, foarte mulți zei. Eu așa înțeleg. Uh -huh. Poate fi o concluzie logică. Ori nu există zei deloc și totul e doar în mintea noastră limitată și fricoasă și bolnavă a omului. Dacă se nu chiar le spune, le spun oamenilor, bă, zeii din Olimp nu nu există. Căci zeii pe care îi văd eu în mintea mea, ei nu pot avea slăbiciuni omenești. Deci zeia pe care îi vedeți voi așa cum îi vedeți, cum îi descrieți, și tu Homere și tu Hesioade, nu există. Sau, sau mai e o concluzie, și pe ideea asta marșează și Xenofan, există niște zei, de fapt există un singur Dumnezeu, dar acesta este, e, e cu totul altfel decât ne l imaginăm noi, și e cu totul altfel decât îl reprezentăm în picturi, în poeme, în scrieri, în tot. Adică asta e ideea lui Xenofan. Bă, dar cu toate astea el nu poate concepe încă o existență imaterială a zeului. Așa că la semuiește cu pământul, una, care ia cumva locul apei și aerului și așa. Deci din nou, un tip care duce mai departe plus 1, plus 2, plus 3 gândirea înaintașilor lui. Minunat. Exact. Da. Și o să ajungem la cineva care în loc să ducă, adică duce mai departe lucrurile, dar le păstrează numai pentru el. <laughs> și aici uh, o, să, o, să, fim poate mai succes decât ne-am dori, pentru că, sincer, dacă ar fi să stăm să, să fim și cu noi înșine, despre Pitagora am putea să facem un episod de podcast fără nicio problemă, două ore, cap dar nu, nu vom face lucrul ăsta pentru că nu, nu facem nici un podcast despre matematică, nici despre filozofie și încercăm să-l prindem și pe el. Așa că o să ne cerem scuze dacă îl prezentăm pe Pitagora un pic prescurtat. Chiar adică adică jumătate de, de oră. Jumătate de oră, Pitagora se naște în Samos. În 570 înainte de Hristos, cam așa, moare undeva în 495, deci deja ajungem secolul V, ne apropiem de. de e, aproape, e aproape contemporan cu noi da. ce să mai. Exact, aproape contemporan <laughs> cu noi, de al nostru. E o personalitate misterioasă a istoriei, un filozof, un matematician, în anul 530 pleacă de acasă, probabil pentru că nu se înțelegea foarte bine cu tiranul local, Policrates, tiran înseamnă conducător, conducător singur, vine din din asta din grecescul tyrannos, care de, mă rog, tyrannos se scrie, dar de tyrannos, care este conducător sau ceva de genul Așa, pleacă din de acasă din din Samos pleacă în Croton, în Magna Grecia. Asta este în, în Italia, dacă mai țineți minte, Sudul Italiei era plin de greci în, în perioada asta Printre ei, în Croton, este, este acest Pitagora Despre Pitagora se știu foarte puține lucruri Pentru că o să vedem un pic ce se întâmplă cu el Platon spune că Pitagora a creat un nou stil de viață Mai degrabă asemănător cu un ordin monastic Cu un ordin monastic Organizația lui Pitagora de la Croton era numită școală între care, în care inițiații depuneau un jurământ de tăcere în legătură cu cele învățate acolo și se izolează de lume, trăind un mod de viață ascetic, în special în ceea ce privește restricțiile alimentare. Sunt vegetarieni. Bine, cea mai interesantă restricție este că sunt vegetarieni, dar nu au voie să mănânce fasole și cel mai probabil este pentru că Pitagora era alergic la fasole. Membrii sectei foloseau în comun toate uh, proprietățile pe care le dețineau Deci, Sergiu, dacă până acum ai făcut glume despre primul comunist Acum, pe bune, ăsta pare că este primul comunist <laughs> no. Da, da, înțeleg ce zici uh, Ok, uh, discut și eu imediat de latura asta monastică a Ordinului Pitagoreic Mai bag și hmm. un pic de orfism ce mi se pare mie, adică ce schimbă, care-i plus unul, care-i plus unul la Pitagora? Vine cu toate, pentru că are foarte multe observații raționale, naturaliste, exact, exact ca cele cu care au venit filozofii din Milet, dar mai adaugă o doză de misticism, o doză serioasă de misticism. Și de aici o să vedeți că rezultă o filozofie inedită, despre care, cum ai spus și tu, putem să vorbim între jumătate de oră și două ore, dar... Ne bazându-ne pe nimic Pentru că omul ăsta n-a scris o virgulă N-a scris u... nimic Și, și nu, nu numai că nu a făcut chestia asta Dar nici măcar Nu i-a lăsat pe ceilalți să scrie exact, Despre lucrurile exact. astea o mare, parte, scuze, o mare parte din informațiile Pe care le avem despre Pitagora Vin de la Aristotel Care scrie în detaliu Despre învățăturile pitagoreicilor Deci atenție Nu știm ce învăța Pitagora Ce învăța pe ceilalți Corect. Știm așa la a doua, la a treia, la a patra mână pentru că într-adevăr exact. școala asta că supraviețuiește neașteptat de mult timp și are niște reprezentanți, niște reprezentanți bă de seamă, adică mm -hmm. și un Filolaos un acmeon din Croton, toți fiind din Croton de aici foarte foarte isteție un Aristarch care e considerat primul copernic cu Antichității care tot așa o să vedem ce, ce idei are, dar Combinația asta nu știu dacă are neapărat. adică are legătură cu filozofia, clar că are legătură pentru că o să vedem ideile, dar la prima vedere stai și te gândești, bă, cu cât bagi mai mult misticism în filozofie, cu atâta te întorci spre teologie și spre mitologie. Eu așa mm -hmm. văd lucrurile. Da. Adică, da. orfismul ăsta, noi am vorbit din nou, orfismul are legătură eu la misterele eleusine. Ăla care a influențat pe toți până la Marcus Aurelius, până toți se duceau acolo și e cultul ăsta care, deci cultul ăsta, ca să înțelegem, și o să vă spun acum o chestie pe care nu o știam, am aflat-o, tot ceea ce, deci toți care vă lăsați seduși de, ide de ideile ale, ale filozofiei orientale, absolut toate ideile alea, toate, toate ideile alea există în filozofia europeană grecească. Cu, ne, cu metem psychoză deci toate alea cu transmigrația Sufletului, cu reîncarnările succesive, tot ceea ce a citit acolo, Visnu uh, și așa mai departe, uh, tot există la Pitagora, printre altele. Adică la cultul ăsta, Da. Bine, deci, există și în alte forme. Deci, uh, ceilalți au luat un sistem filozofic pe care l-au dus mai departe și, uh, evident, l-au dezvoltat mult mai mult. Uh, vorbind despre. Uh, despre Pitagora, hai să, să terminăm cu informațiile pe care teoretic le știm despre Pitagora. Ce, este, ce e clar e că Pitagora nu e neapărat omul de știință pe care credem noi că, de, de, care credem noi că e, ci e mai degrabă, cum ai spus tu, un lider de cult. E un, e un șef de cult care pornește acest ordin monastic oarecum. Și, de exemplu, din informațiile pe care le avem de la Diogenes Laetius, zice că Pitagora nu s-a dat plăcerii în lor iubirii și a avertizat pe ceilalți să facă sex doar când doresc să se simtă mai slabi decât sunt. Chiar și așa, a fost căsătorit și a făcut cel puțin trei copii. Uh, Pitagora e o figură mistică încă de pe vremea uh, când trăia. I se, se asociază miracole. Se spune despre el că are o coapsă de aur pe care o arată în public la Jocurile Olimpice pentru a-și arăta originile hiperboreene, și mai târziu există teoria că ar fi fost fiul lui Apollo, se îmbracă mereu în alb, poartă o cunună de aur pe cap și poartă pantalon ca ai tracilor. Deci, dintr-un motiv oarecare, el poartă pantalon ca ai tracilor. Și o să ne reamintim acum o legătură pe care o să o discutăm un pic, un pic mai încolo avea mult autocontrol, zice tot Diogen și zice că deși era o fire veselă se abține de la râde în public. În momentul în care un șarpe otrăvitor îl mușcă, zice Diogenela Epsius. el mușcă șarpele înapoi și îl omoară. Deci e faza de Chuck Norris, e faza da, de Chuck exact, Norris. deci de deci este Chuck Norris, este Chuck Norris și Gregorian Bivular <laughs> în, într un într-un. Umblă și povești despre cum miracolele lui Pitagora sunt falsuri. Iarăși Diogenul Laerțiu se uită la, la, astea mai de aproape și povestește, de exemplu, că Pitagora s-a dus la un moment dat într-o cameră sub pământ, zicându-le tuturor că va coborâ în lumea cealaltă. A rămas în camera lui câteva luni, timp în care mama lui a scris fiecare lucru care s-a întâmplat în lipsa lui. După ce s-a întors din camera lui, Pitagora le-a vorbit tuturor de parcă ar fi știut tot ce se întâmplase în lipsa lui, convingându-i pe ceilalți că a fost în lumea cealaltă, că e un semizeu și poate, sugerează iarăși acest Diogene la Etius că pot să-i lase femeile în grijă Băie, deci Nu asta este sursă istorică, da? Deci, Da, Ate. nu categorică deci acum să fiu și eu așa un pic insidios și să-i mm -hmm. fac o caracterizare Băi, e clar că omul n-avea toți boii lui Luxenofan acasă, deci Pitagora Absolut. clar n-avea toți boii acasă De aia, ăia din Samos, care era un pic mai deștepți în cap, îl izgonesc din oraș da. Deci omul, omul nu ajunge omul se naște în Samos și pe la 40 de ani ajunge în Croton uhum. Și legendele lui, ok, ce ai spus tu cu ascetismul, cu misticismul, cu toate astea, cu călugărismul cu ordinul călugăresc legenda spune că a călătorit pe peste tot, a ajuns în Egipt a venit din Egipt, deci s-a dus în Egipt și a venit bazat pe partea numerologică, pe partea matematică le-a mai construit la aia trei piramide mai mici, mai mari, deci uh -huh. omul e atâta uh, legendă în jurul lui încât e complicat să-ți dai seama bă, ok, putem să cădem de acord că n-avea coapsa de aur bă, măcar atâta în rest, exact. putem să fim, putem să fim darnici cu toate celelalte chestii. adică, Dar poate avea armură, mă. Știi cum poate, e? avea armură. Deci, încă o chestie. vă mie îmi place. Deci, stilul ăsta de viață, dem de un anahoret vesperal, să știți, cu așa mă, așa mă auto intitulez și eu de multe ori anahoret vesperal, pasele astea ultra mistice, eu le înțeleg. Și eu le-am avut în trecut. Și vă spun, misterele atrag. Adică, Absolut. Eu, Absolut. eu acum 20 de ani am și vă, pot să vă fac o poză, să vă trimit dacă vreți, am creat un alfabet numit alfabetul Misteric, care era format doar din puncte și din linii. Mă rog, nu-i nu, nu mare lucru, dar mă rog, aveam tot felul de idei năstrușnice acum o vreme. Dacă tu găsești, dacă tu ai o anvergură din asta mentală atât de puternică încât să găsești niște adepți nu știu, ai o poziție privilegiată în societatea respectivă. Vii din Samos, mm -hmm. te duci la mărăștenia din Croton și ea se uită la tine ca la Dumnezeu, cum zice Dorel Vișan în cel mai iubit dintre pământeni. Cum se uită ea la mine? Ca la Dumnezeu. Deci dacă ea să uite ca la Dumnezeu la tine, normal că beneficiezi de, de PR-ul ăsta senzațional. Mm -hmm. Dar, dar nu-i doar atâta. Deci noi până acum am fost un pic răutăcioși și v-am prezentat doar partea asta super, super mistică cu purificarea sufletului, cu ascetismul, cu uh, migrația sufletelor. Dar chiar și așa, cum ai spus și tu, Dorine, Pitagora s-a simțit slab de cel puțin trei ori, pentru că a avut trei copii. De -o chiar și așa. Deci ok, ascet, ascet, nu știu ce. Deci cred că după alea trei ori, de când s-a simțit slab, a avut nevoie sigur de 100 de reîncarnări ca sufletul lui, spiritul lui să ajungă la un nivel din ăsta satisfăcător. Că n-are sens. Adică exact, 3 slăbiciuni <warehouse> l-au tras în jos foarte tare. <ools> exact. Și uh, din, din bârfele celorlalți este posibil ca foarte mulți copii de ai uh, discipolilor <laughs> să semene cu, cu el. În ceea ce privește, evident, Evlavia față de, uh, față de universul, uh, misterele universului. Uh, acum, dincolo, dincolo de, de lucrurile astea, într-adevăr, putem să vedem că un cult poate să fie într-adevăr o idee interesantă, dar în mod sigur poate să fie o idee otrăvitoare și na, cumva, cumva să provoace drame și sunt sigur că lucrul ăsta se întâmplă deși nu pare că este un fenomen forțat probabil am putea să-i dăm un pic de credit lui Policrates care s-a uitat și a zis, bă știi ce, n-am nevoie de oameni ca tine pe aici Poate ar trebui să ne uităm un pic cu niște semne de întrebare la toate poveștile astea care, care circulă, și doar pentru că niște oameni se lasă convinși de către un, un individ carismatic, nu înseamnă că acel individ carismatic are dreptate sau își merită locul acolo. Numai că acest cerc Pitagoreic. Își construiește un, un sistem filozofic destul de complex, care fascinează și fascinează sute de ani mai târziu, pentru că chiar dacă uh, mai târziu, uh, cumva curentul ăsta o să scadă pe undeva prin apropierea lui 100 înainte de Hristos, poate chiar în ultimul secol înainte de Hristos reapar la suprafață ideile pitagoreice. Sub alte forme, și, uh, și practic, misticismul pitagoreic uh, iese, iese la suprafață. Dar vreau să mă opresc asupra unei, uh, unei idei foarte interesante, pentru am insistat special pe niște povești care ne amintesc de uh, cine altcineva decât de Zamolxis nu? Băi, exact, a fost atât de persuasiv, a fost atât de meseriaș încât l-a convins și pe Zalmoxis Zal să exact. Care Zalmoxis era zeu, singurul zeu real din toată această poveste, dar el s-a lăsat convins că trebuie să facă șmecheria aia cu îngropatul în sub pământ. Bine, evident, glumesc. Dar ăsta este motivul pentru care Herodot sugerează că Zalmoxis ar fi fost, de fapt, un discipol de-a lui Pitagora care vine și aduce ideile lui Pitagora între, între daci mă rog, între traci pentru el și cumva poveștile astea cu îngropatul par cumva nu știu, niște reiterări ale aceleași povești pe care pe care o avem aici despre, despre Pitagora nu zicem că este imposibil ca lucrurile să stea așa nu zicem că Astea sunt explicațiile, poate și informația lui Herodot este greșită. Cert este că asta este informația pe care o avem și vă prezentăm, și vă așa cum a ajuns la noi. Sunt fi? atât de multe speculații uh, despre legătura asta dintre Pitagora și Zalmoxis, încât, uh, mă rog, eu ce pot să spun, pe lângă pantalonii lui Traci, evident hmm. că i-a purtat în cinstea lui Zalmoxis, uh, a fost uh, prietenul lui. Prietenul lui, da? a fost discipolul lui Pitagora, a fost un zeu, a fost un semizeu. Bă, dacă, dacă Zalmoxis era măcar pe jumătate la fel de învățat ca Pitagora sau ca orice alt discipol al lui Pitagora, bă, să știi că dacii au fost pe mâini bune. Pentru că Pitagora, așa mistic, nemistic, cum era, omul știa chestii. Deci, adică, indiferent, o să vedem, o să vedem care este plus unul la Pitagora. Deci, uh, Toată ce, cea mai șmecheră. Plus 1 de la Pitagora este chiar plus 1. Că noi ziceam înainte, bă, să mai vii cu plus 1. deci asta e, asta este uh, principiul de bază. Fundamentul mm -hmm. lumii la ceilalți, da, apa, aperonul, uh, aerul, la Pitagora este numărul. Nu e pământul, nu e nimic. Nu e, da? Deci Concepția asta, doar concepția asta, și cel mai probabil a pornit de la, de la fondatorul ordinului na, sau nu știu, mm -hmm. irelevant. Dar hai să hai, hai măcar să pornim de la premisa asta că a pornit de la Pitagora asta cu numărul, pentru că lui se atribuie și teorema mm -hmm. lui Pitagora și multe chestii pe partea matematică. Bă, e o idee deosebită de tot ce a fost până acum. Adică e, e un progres clar față de cei de dinaintea sa Aia de dinaintea sa veneau cu o determinare calitativă a substanței. Adică, bă, asta e apă, ăsta e aer, ăsta e pământ, ăsta e foc, ce mai e acolo. Pitagora vine cu o determinare cantitativă, Cantitativ înseamnă că poate fi măsurat, cel puțin teoretic. Deci, când tu zici acolo 1, 2, 3, 4, pentru că să vezi, are o întreagă filozofie cu armonia muzicală, cu astronomia lui Pitagora, aș vrea să spun două, trei chestii mai încolo și despre mm -hmm. ele, pentru că astea sunt chestii chiar reale. Adică, da. faptul că omul, omul a ajuns să inventeze un contrapământ. Deci, ca să, ca să explic puțin structura universului în concepția asta pitagoreică. Ei pornesc de la numărul ăsta. Numărul 10 este numărul perfect. Și s-au gândit ei, bă, hai să găsim 10 sfere pe cer, și pe lângă Pământ, Soare și Lună, au găsit și alte 5 planete, da, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn, că Neptun și Pluton că nu se cunoșteau pe vremea, deci avem 8 până acum. Mai așează în centrul Universului un foc central, dacă vă vine să credeți, nu e Soarele, e diferit de Soare. În jurul, în jurul căruia se învâr toate celelalte sfere. Deci, foarte important, se, se renunță la geocentrism, nu mai e Pământul un centru universului, ci sunt astea nouă astre, cu tot cu, cu focul central. Și ca să ajungă la 10, mai inventează un contrapământ, un antihtom, cum îl numesc ei, pe care nu-l vedem niciodată, că evident că nu avem cum să-l vedem, că e o chestie mistică, e ascuns fix uh, în partea cealaltă a focului central. Mm -hmm. Și sunt într-adevăr, deci v-am spus, Aristarch din Samos, care trăiește după Aristotel, o să vedeți, e influențat de Filolaus din Croton și o să considere, scoate din uh, discuție focul ăsta central și o să considere soarele ca fiind în centru. Uh -huh. Pentru că el de fapt e, e, focul central. Și mai e un tip, tot așa dacă suntem la școala asta lui Pitagora, uh, Alcmeon din, din Croton, uh, care spune o chestie Bă, foarte revoluționară, din nou, sediul Sufletului e în creier, nu e în inimă. Și o să vedeți tipul ăsta la influența și pe platon mai târziu în, în lucrarea sa despre Suflet, în, în Fedo. Deci, sunt chestii pe care uh, le apreciez la Pitagora, sunt chestii pe care le apreciez, dar da, speculativ. În primul rând, stai și te gândești, bă, de ce a ales numărul 10? Adică, cum a ales el numărul 10? Și vă spun, bă, prin convenție. Adică până la Pitagora noi aveam unul numărul primordial și din la pornesc toate. După aia trei, după aia șapte. Uite cei șapte înțelepți. Dar a venit omul și a zis bă, 1 plus doi plus trei plus 4, primele patru uh, cifre fac 10. Și ăsta e numărul perfect. De ce? De Kiki Bambus. Deci vorbesc foarte serios. Pentru că așa au zis ei. Deci e o da. convenție. Deci voi habar n-aveți acum ca, ca să înțelegeți. Tot ce avem... Uh, tot ce e în jurul nostru, kilogramul, metru, temperatura, timpul, intensitatea, toate mărimile astea fizice din sistemul de referință, din sistemul de referință internațională sunt convenții, oameni buni. Kilogramul, de exemplu, e un cilindru de platină cu diametru de 4 cm, ceva de, și cu niște iridiu sau cu nu știu ce. Secunda E durata radiației două faze din atomul de cesiu sau ceva, nu o să pretind acum că știu foarte clar ce și cum. Așa au făcut și Pitagora și cu discipolii lui. Au stabilit uh, niște au stabilit că numerele au o semnificație super puternică. Au stabilit niște uh, aceste uh, nu știu, definiții, concepte, convenții, aceste convenții. <hâ> și fiind atât de puternici, atât de influenți pentru că și acum s-au întâlnit ăștia de la sistemul de referință internațional, de la birou internațional de măsurători, și au impus mărimile astea universale, mă rog, cu câteva excepții, că sunt americani, sunt englezii, sunt care nu, nu folosesc mărimile astea. Dar Pitagorei ce au reușit pentru multă vreme să impună din punct de vedere numeric și conceptual, ideile astea, ceea ce e mare lucru. Deci noi nu vorbim despre ăștia, noi vorbim despre ăștia pentru că sunt influenți și au pus amprenta la un moment dat asupra civilizației. Nu contează cât de empirici au fost, cât de mistici, cât de logici, nu contează, irelevant. Important e că au avut o influență mare. Și Caligula, bă, l-am discutat pentru că la vremea lui a fost cel mai puternic om din Imperiul Roman. Nu contează că era șelerat. Nu contează că Pitagora n-a făcut decât 5% din ceea ce pretindem noi că a făcut. Important e că se discută despre omul ăsta. Exact. Și dacă se discută, discutăm și noi despre el. Acum, na, că o fi fost The One, că a fost Neo, Dumnezeu, Axis Mundi, <gânt> este irelevant. Dar are niște idei foarte, foarte faine. Uite, -o, încă o idee care e matematică pură asta, Vine cu ideea uh, armoniei muzicale și e, e exprimată de Pitagorei și tot matematic și are niște raporturi Deci dacă ei lira uh, instrumentul la care cântau ei uh, prima coarda aia cea mai lungă are raportul 1 pe 1 A doua e puțin mai scurtă este 3 pe 4 din prima a treia e 2 pe 3 din prima și uh, a patra este jumătate din prima da și pentru că în cadrul rapoartelor ăstora este doar, apar doar cifrele 1, 2, 3 și 4, iar suma lor este 10, armonie muzicală perfectă. Gata, asta este. Deci nu, probabil că doar ei, că cânta Orfeu la liră, nu știu, și doar ei auzeau muzica asta, de ceilalți neinițiați nu puteau auzi. Bine, deci, ei mai au niște idei legate de cum există o muzică universală care e greu de auzit de către oameni și că planetele care se mișcă conform unor reguli matematice care creează vibrații, care generează această muzică. Corect, corect. Armonia deci... sferelor. Ce, ce mai este important aici și aș adăuga cumva, pentru că ai făcut un, un, un rezumat excelent pentru, pentru ideile Pitagoreicilor, ce aș mai adăuga este că acel plus 1 de care spuneai tu. Este trecerea în spațiul abstract al numerelor, care este, este. Această trecere este o trecere dificilă. Tot timpul se începe și la noi când, când înveți matematică, începi. Ok, sunt trei muncitori care sapă trei șanțuri sau chestii de genul ăsta. Adică, cumva, întotdeauna există, există o justificare mai vorbăreață, mai clară, dar ei se duc în spațiul ăsta abstract. Acum, ca și critică, Aristotel spune despre Pitagoreici că foloseau matematica doar pentru motive mistice, lipsite de aplicare reală. Ei studiază cu așa, așadar proprietățile acestor numere, inventează, practic, merg în baza asta 10. Acum, baza 10 e destul de ușor de înțeles de ce, pentru că avem 10 degete și e, Dacă vreți, Ți minte ceva foarte ușor, le ții minte pe degete. Um, dar uh, și bine, nu este o întâmplare faptul că într-adevăr 1, 2, 3, 4 fac 10 împreună, uh, e un motiv în plus să alegi baza asta, 10, ca, ca fiind un număr mistic. Motivațiile lor sunt mai puțin matematice și mai degrabă de natură mistică. Ei sunt mai degrabă speculativi în legătură cu, cu aceste uh, lucruri abstracte și. Cumva le tratează un pic altfel, fără fără orientare pe practic, să gândesc exclusiv la proprietățile abstracte ale numărului. Băi, impecabil, impecabil. Asta, foarte, foarte asta este ceea ce fac ei diferit. Nu, foarte bună observația. Deci, și stai și te gândești pe de-o parte, bă, cum poate fi un număr, deci foarte bună observația ta, cum poate fi un număr, prin definiție abstract, fundamentul unei lumi care e prin definiție concretă. Deci oamenii ceilalți de dinainte de Pitagora, bă, apa era o chestie concretă, puteam să o atingem, pământul, aerul, da? lumea înconjurătoare. Oamenii ăștia transformă prin convenție până la urmă ceva concret în ceva abstract. Adică, bine, ei sunt mai absurzi decât atât sau mă rog, mai absurzi. Ai fie filozofia lor, nu o judec acum. Bărbatul e doi, Femeia e 3, bărbatul plus femeia, căsătoria este 5 Deci au numere pentru fiecare chestie Acum v-am spus, de-a lungul timpului, adică până la Pitagoreici Au fost alte numere perfecte 3, 7, 58 și așa mai departe La Pitagoreici este 10, lena, trăiască numărul 10 Exact, trăiască numărul 10 pe care acum îl folosim foarte mult Și aș zice că cu acest gând să terminăm conținutul acestui episod și să le mulțumim încă o dată celor care ne-au așteptat pentru că ne-au așteptat, celor care ne ascultă pentru că ne ascultă și celor care ne sprijină pentru că ne sprijină și uh, au avut răbdare cu noi și uh, pentru chestia asta vreau să le mulțumesc că, că au stat acolo alături de noi, să le mulțumesc și celor care au fost alături de noi și nu Uh, nu mai sprijină, care au fost de-a lungul timpului alături de noi și aș vrea uh, să-i reamintesc pe cei care, uh, care ne sprijină, pentru că, zic eu, merită să-i auzim. Deci, vreau să le mulțumesc încă o dată lui Katie Hart, Georgiana Vladulescu, Benga Alexandru, Ronald Rosenfeld, Cătălină Nache, uh, se încarcă, așa, Andrei Hernest, Gabi Răducu. Bogdan Cucuteanu, Ioan Frumuzache, Claudiu Guiman, Sergiu Cazacu, Mihai, Mihai of House Haskell, Ambient Seclusion, Dan, Vasile Adrian Bărcan, Nicolae Marius, Andr Adrian Cuzic, Rares Bogdan Drăgan, Horea Balc, uh, Călina Cenan, Florin Lațcu, Marina Florea, Ionuț Ungureanu, Ionel Chiviac, uh, Lucian Jurcovan, Gabriel Coroiu, Natan Garștea, Marius Dumitrașcu, Ștefan uh, Rudolf, Mircea Tonasa, Vlad Chiorean, uh, Mihaila Miha Tiberius Mihai, uh, Sorin Rentea, Ionuț Mironică, Ionuț Diablău, Cristian Lorin, George Aurelian Bolan, Claudiu Rocco Ciodaru, uh, Flecea Negra, Cornel Secară, Gigoiu Ștefan, Nicolae Avram, Dragoș Muntean, Alexandru Verze Verzeș, um, Maria Radoane, Emanuela Pascari, Florin Totorean, CTR, Radu Liteanu, uh, Cătălin Mihailă, Bilbo Nicu Tănase Nicola, Alexandru Burcă, Ștefan Mardale, Mihai Berbec. Uh, mulțumim că sunteți alături de noi, mulțumim că ne sprijiniți și cât sunt, Dorine? cât că sunt? 55. Deci 10 plus, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Excellent. Deci, e, Dacă nu uitați. 45. Ok, atunci da. Mai, mai adăugați un 10 de la mine, numărul perfect. Da, bă, deci nu uitați. Pitagoreicii credeau că principiile matematice sunt principiile tuturor lucrurilor din lumea asta. Da? Mulțumim mulțumim pentru tot și da, ne, ne da. vedem data viitoare cu și mai multă filozofie. Și încercăm să revenim la ritmul de odată la două săptămâni, așteptăm feedback-ul vostru, corecțiile voastre, ca întotdeauna când, când suntem pe terenuri nesigure, este foarte posibil să fi greșit de aceea. Sfatul nostru este să luați ceea ce vă povestim noi, să o luați ca un început și să uh, vedeți lucrurile astea, să le studiați dacă vă interesează, să le studiați pentru voi și să ajungeți și voi la concluziile voastre Că astea sunt mai importantă decât să repetați ceea ce zicem noi Eu de-aia am, da, de am și spus doar doi din cei șapte înțelepți Exact ca să vă las pe voi să-i căutați și pe ceilalți, da? Misterul și descoperirea. Nu glumesc, habar n-am care sunt ceilalți cinci. Eu îi aveam notați, dar n-are sens, pentru că <laughs> mai mult, deci decât să vărs uh, informație, mai bine, mai bine lăsăm un pic de mister, Delphi. Da, de acord. Nu no, bun. La revedere, ne auzim data viitoare. Ceau! Salutare!